Era foarte mult zgomot în viața mea și uh, nu eram conștient de el pentru că era întotdeauna acolo. Și credeam că e zgomotul firesc de fundal al vieții. Dar un lucru îl rezolv odată, așa s-a întâmplat cu mine, o chestie să o constat și să nu mai fiu așa, într-un mic aspect, și începe să încetinească. Și pe urmă, acum, în punctul ăsta, nu simt că nu mă pot opri. Aș vrea să stau aici. La modul ideal și să fiu complet prezent cu tine, fără să anticipez, fără să-mi fac speranțe, fără să îmi pun ideile mele în capul tău, fără să vreau să rezolv ceva, fără să, să fiu prezent în viața mea, să fiu cu adevărat atent la tine. când chemi oameni care uh, îți plac foarte mult și care se pun și la mintea ta, poți să faci genul ăsta de chestii. Deci ce aveți aici, așa, în imagine, este Horia Zarafec, uh, Zarafet, Zarafet, care se prostește purtând mărciul psihotrop, care scoate EP de grime, are concert de lansare pe 30 noiembrie neexpirat. Și mi-a trimis tricouri și a zis, dacă poți să faci tu ceva cu tricourile astea, zic, na, Mihai, poftim. L-am rugat da. pe Zaiafe să prostească cu tricoul tău, cu Graham, cu... Mă rog, are... are n-a luat XXL că cam țipă pe mine tricoul ăsta și da, acum, dacă tu ești silfid, așa ești, arăți păi deci tu ești silfid, ești, dar arăți foarte bine. du l fi prin comparație cu episodul trecut pe care l-am făcut împreună aici, dar da. mai lasă, că... Dar și tu, foarte bravo! Da, mulțumesc, mulțumesc! Adică ce faci după filmare? Ce fac după filmare? Unde mă duc? Da. Nu știu, ce propui? Este la cinema Anatomy of a fall Anatomy of a... of a fall. Nu știu. Este un film care e foarte bun l-am văzut acasă dar vreau să-l văd la cinema. Mm -hmm. Mi-e -mi place să merg la cinema foarte mult. Și este o referința Este Anatomy of a murder din 54 la lui Otto da, Preminger. Al lui Hitchcock. Otto Preminger. Preminger da nu e Anatomia unică nu e Hitchcock sigur cu posterul ăla cu tipul care e desenat și cu anatomia unei crime. Nu e aia? IMDB. Hai să nu căutăm acum, că n-are Te cred pe tine. 54, da. e filmul în care a debutat George C. Scott, care okay. probabil ți-a ți plăcut în Patton. Mai ții minte Patton? Nu. Despre Multe lucruri. <laughs> Știu Dar pare că ăsta, ești da. o pasionat de istorie. Băi, apropo, Pare, da. Pare că ești pasionat de istorie. o iluzie. S-a întors cu oria Zaya iubesc de mă, piși pe mine, este printre vloggerii mei preferați de la noi sau YouTube creator sau cum n-ai bă acum. Excelent, da. Este nu... Când sunt întrebat, nu există să nu, nu te menționez. Mulțumesc. Adică pe zona de investigații pe internet... E Lospa, care îmi place foarte mult. Da, ah, mișto, Ciprian Lospa, da. Da, măi, mega tare este. și uh -huh. I love da. Așa, pe broad audience, pe mass audience, Shelly în continuare este de bomb. Shelly? Shelly, da, da, da. Nu m-am mai uitat la ce am mai făcut. Nici nu, nu, eu cred că noi n-am fost niciodată în targetul lui Shelly. Nu, adică m-am uitat la, la, cred că, câteva filmulețe cu el. El sincer. a făcut pentru teenager foarte mult, acum a face content pentru oameni mai în vârstă, doar că noi am înaintat da. în vârstă odată cu el și am fost tot timpul în afara targetului. Da. Și, băi, nu pot să nu-l menționez pe Dorian. Deci la Dorian te uitai, vedeai ceva în fiecare episod. Ăla și, și are ce să arate. Trecând da. peste tot, toată muia pe care și-o ia acum. Am putea să vorbim și despre asta acum. Dar crezi că și ea? Nu, n-am citit. În afară de că publică presa, că nu știu ce, nu știu ce mare bușca lucru. Bușca mea așa, pe de altă parte, buz. E foarte greu să judeci așa la prima vedere, Sub nicio formă nu îi dau circunstanțe atenuante, adică stai să o lămurim. Bă, fumezi, nu te sui la volan, băs. Da, Bei, da. nu te sui la volan. Bagi da. trabatul da, sau da. ce bagi tu pe acolo? De altă parte, mie mi se pare că uh, felul în care tratăm lucrurile astea în spațiu public este nociv. Pentru că uh, trebuie să trăiești uh, în viața ta, știi, pentru exercițiu vieții tale, să trăiești cu ideea că oamenii sunt buni și că dacă au greșit, își vor ră, răsplăti cumva greșeala sau vor trece și ei mai departe și și tu la fel. Dacă noi, de fiecare dată când se întâmplă ceva, noi stăm să-l criticăm pe omul ăla în, în ultimul primul hal. Re, primul atât reflex pe care l are societatea e linșajul. Da, chestia asta de linșaj te pune și pe tine într-o poziție proastă, pentru că poate la un moment dat o să greșești și tu. Și dacă tu ai fost ăla care a stat să îi linșeze pe alții și să spună ce mare și tare și ce caracter moral ai tu și așa, yes. te pui și tu în pericol ca la un moment dat să greșești și să pur și simplu să te distrugă asta în loc să fie doar o greșeală. Și e și un mod de viață cam sinistru. Să te uiți în gura altora și să le explici de ce uh, greșeala lor ar trebui să. înseamnă, înseamnă că n-ar trebui să mai aibă sponsor sau că ar trebui să-i dispară din pațiul public. Din asta. Nu, și tu asta nu, Oricum e la latitudinea fiecărui sponsor că știi, și tu contractele astea cu da. sunt. sunt clauzele alea de compliance, fiecare le are într-un fel. Eu, da. spre exemplu, uite, da. stau una din casă. Am pornit acum, noi producem un format care mie îmi place foarte mult. Am filmat două episoade, Denis a fost de față, pentru Cinemagie. Uite, fac și mm -hmm. eu reclamă asta. Și modelul pe care am pornit este Hollywood Round Tables. Mm -hmm. Ca da. să nu... Exact de acolo ne-am uh, inspirat. Am furat, da, dreptul. Am, da. Așa. da, da, da. Și ăla formatul. Da, aplicat pe filmul românesc. Da, și uh, am făcut cu bani în filmul românesc Normal am făcut cu Bromania și cu Maticiuc, uh -huh. că îi scot acum, bă, l-au luat pe macete. Personaj negativ. Oh. Deni Treho? Este Deni Treho care, Codin, iartă-mă că spui lui din film, Dacă când Deni Treho e în film, se uită la Codin și întreabă, Buzău? What the hell Excelent. Când îl vezi pe macete, întrebând, ah. ce pula mea e Buzău? Da, e fantastic. Băi, am crezut că o să cadă pe scaun. Eu am văzut Și filmul când, de când deja. apare filmul? 22. Îmi dai și mie un uh, screener? 3 L-am văzut la Codin acasă, da, dar uh, da. mergem, pe, mergem, pe, 22, mergem la premieră, mergem cu toți Eu? la premieră. Dacă mă chem, da. E premieră cu Zaya Fet, după, no uh -huh. Pan intended. Uh -huh. Mergem, hai să mergem. Bun, Eu rezolvăm. Da. Alt episod a fost umor în filmul românesc. Și uh -huh. am cu castul din team building. A fost Adrian Nicolae, Micuțu și Pavlu. Da. Extraordinar. Alt episod pe care voiam să-l fac mm -hmm. era cu uh, Teo Rous și cu Angel Damian, Dragoste Păset. Cine e Angel Damian? Angel Damian uh, e tipul la Este fiul lui Laurențiu Mai bătrân? Nu, 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 E actor și face clanul pe uh, ProTV. Ok. Și acolo, datorită unor contracte de imagine, așa, n-am putut să fac că sunt niște clauze de compliance. Da. N-am putut să. Efectiv, n-am putut să fac emisiunea. Nu se poate. Adică mm -hmm. sunt și constrângeri de felul ăsta. Da. Întorcându-mă la ce zis tu. Niciodată. Băi, nu te. Sunt niște reguli pe care eu le am, cu care am plecat de acasă și care mai mult sau mai puțin, bagabonțești. Una dintre ele este niciodată nu te pui între om și pâinea lui. Mm -hmm. Chiar dacă pâinea e umplută cu cleștar. Nu știu, whatever. Da. Da, da. Așa. Nu știu a care sens ce zic aici. Niciodată să renunțe sponsorii să impeachment. Pe de altă parte, statutul de persoană publică presupune uh, o percepție superficială și când vine vorba de chestii bune pe care le faci, reversul fiind că și când faci chestii nasoale, da, tu vorbești, uh, uh, se, se uh, înfig în uh, conștiința colectivă cu aceeași eficiență ca și alea bună, adică e normal tu când vorbești ești prezent de, tot timpul... tu, tu vorbești de uh, persoane publice, de noi doi cum ar fi, că suntem persoane publice și poate facem ceva rău sau bine, nu? Da, 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 da. Uh, dar, uh, Eu mă refeream, când spuneam asta mă refeream la ascultători la oameni ah, okay. care nu sunt persoane publice uh, Pentru uh, un canal de YouTube să faci scandalul ăsta sau să-i să dai în cap lui Buhnici, lui Dorian Popa, lui cine Uh, e foarte util știi în primul rând că e și ușor știi ce au greșit e clar e da, așa mă, e și apoi e, 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 da, e, e foarte eu, util e să ușor, ușor da. să-l urăși pe Dorian eu, eu mă da. refer la oamenii care se uită la chestia asta să uh, se gândească să nu se gândească așa să, să ajungi să ai stilul ăsta de viață în care uh, nu mai cumpere anumite produse pentru că nu știu ce s-a întâmplat cu firma aia cu 30 de ani sau nu te mai uiți la nu știu ce film pentru că ăla a dat un tweet nu știu cum sau nu te mai știi, uh, când începi să-ți incorporezi lucrurile astea în viața ta automat vine și cu ideea că tu ești impecabil moral și nu tolerezi alte alte lucruri din afara sferei tale impecabile morale, știi? Și când trăiești așa, este distrugător pentru psihicul tău. Trebuie să-ți permiți să greșești și să-i asculți pe alții care au alte păreri și să poți să le să jonglezi cu ele și să fii tolerant. Dacă ești blând, tolerant, binevoitor și ai încredere că oamenii sunt buni chiar dacă fac greșeli, viața ta, pur și simplu, liniștea ta e mai bună. Dacă stai să te uiți ce a spus nu știu cine, să te gândești că trebuie anulat foarte bine. Adică nu zic că nu trebuie anulat, știi? Dar tu, personal, dacă trăiești în conflictele astea, îți faci rău. Știi? Eu încerc să nu trăiesc în conflictele astea. Să nu mi dau cu părerea, să nu dau cu. Să nu dau în alții. Tocmai pentru că nu vreau să deschid uh, calea către vă rog frumos. Eu dau un alții, dați și voi în mine. Sigur ar fi mult mai multe vizionări. Dar. Uh, E un mod greșit de a trăi. E un, adică, pe lângă meserie, mai e și viața mea. Nu trebuie să fiu fericit, trebuie să mă plimb pe stradă și să fiu mulțumit, să fiu... Uh, știi? Yes. Și dacă nu ești așa, dacă nu pur și simplu să-i lași pe toți să trăiască, nu e ok, după părerea mea. Poate e ok, poate e okay politic. E ok politic ca mulți oameni să se strângă și să zică noi nu mai tolerăm asta. Dar eu personal nu vreau să trăiesc așa pentru că nu mi se pare ok pentru mine, pentru psihic, știi? Pentru liniștea mea acasă. Să te umpli de ură, pentru să niște... Să devină deziderat numărul da. unul al vieții tale este foarte trist chestia asta. De, da. Deci de -o poți să altor oameni. Da. Deci ori, Efectiv. Ori eu am valorile mele și nu le-am încălcat niciodată în ăștia 12 ani de când sunt pe net, știi? Dar nu înseamnă că nu pot să stau cu alții. Nu înseamnă că trebuie să spun ce, ce, e ce e bine și ce e rău și trebuie să vă aliniați în spatele meu că, știi. Repet da. ideea pe care am formulat-o enervant de des aici, în aproximativ discuții. Dacă o chestie care mi se pare că e extrem de importantă pentru fiecare om în parte, este independența, autonomia intelectuală. Da. Asta e o chestie pentru care o să lupt până la... Și dreptul oricui de a spune orice. Cu consecințele de rigoare, bineînțeles. Dar să ai dreptul să spui orice... Da, da, da. Dar nu, nu e... e vorba... Iară, tu vorbești la nivel politic... Nu la, nivel la politic, și politic la nivel sunt, uman. sunt de acord cu tine, nivel. știi, ar trebui să putem să publicăm orice material, nimic nu ar trebui cenzurat, de eu zic, da, la nivelul ăsta personal, să te uiți în mass media, ca la o adunătură de uh, agresori și agresați de oameni care trebuie cancelați și oameni care pot fi tolerați înseamnă să ajungi să te uiți la viața ta așa să te duci de Crăciun și să nu tolerezi pe bunica ta că votează cu PSD-ul și asta este sau că sau pe unchi tu că e misogin și ok. E foarte nasol să fii misogin este uh, și, și să votezi sau, e și rău, să, votezi, și, sau să fii rasist sau să fii orice. Dar mai e da. și viața ta, mai sunt și rudele tale și tu nu trebuie să-i schimbi și nu trebuie să te chinui să-i anulezi, să-i instinctul tău, dacă așa trăiești, așa consumi uh, uh, poveștile astea morale, instinctul tău ajunge să fie omul acesta nu poate fi tolerat, trebuie scos din societate, trebuie, știi, nu e ok, trebuie, nu știu, nu e ok, trebuie să trăiești prietenos și blând și să-ți lași și ție spațiu să greșești în felul ăsta. Pentru că dacă tu ești judecătorul, când vine momentul să fii judecat, o să fie crunt. Da, și o să-ți fie și greu. Adică trebuie pur și simplu să, în felul ăsta, îți dai și ție voie pentru să gândești lucruri. Pentru că dacă ți frică că anumite gânduri ale tale te-ar putea pune într-o parte ostracizată a societății, îți construiești ziduri în jurul lor în loc să le, chiar să le ataci. Știi? Nu vrei să gândești aia nici măcar un pic, pentru că dacă spui ceva, dacă scrii ceva, dacă bagi un. după aia ce face? 10 ani mai târziu te îngroapă ăștia și nu mai există. Sau... Automat, sigur, nu e un stres mare în capul tău dacă nu ești persoană publică, dar e o idee care începe să uh, prindă o rădăcină. Că tu deții valori morale supreme, că ceilalți trebuie alungați, că ce... în, momentul, uh, în momentul în care ajungi la concluzia că tu ești un om format, care știe tot ce trebuie, care are toate gândurile bune, e greșit. Este da. și pentru psihicul tău și pentru, pentru, pentru orice, pentru prietenii tăi, pentru familia ta și comunitatea în care trăiești. Stai. O să citezi da. un produs artistic cultural cu care suntem amândoi de acord care are o valoare clasică universală. Da. Mai exact Star Wars. Da. Unde se spune foarte clar: Only the Sith deals in absolut. Da, da. Ăsta e da. There are only two. A master and an apprentice. Dacă ai fi în Star Wars și ar trebui să alegi între... <coughs> <coughs> Îmi place că te-ai pregătit pentru podcastul ăsta. Te-ai chinuit o mie. Se vede că și-a făcut omul treaba de acasă. <coughs> da, da, Am venit cu planul clar. Deci vorbim yeah. despre Cancel, despre Star Wars. Da, da, da. Și... Uh, ce aromă și dacă de pop -cola. o să găsiți de, de pop-cola, băi, băi, Denise, să moară, mă, să aduc pop -cola, că ne taie... Băi, eu mai vreau una de-aia cu lime, dacă aduci. Așa, aduc, aduc pop-cola, mâncați sus, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Ne taie Răzvan, da, și asta știu, am da. filmat un sfert de oră fără pop -cola pe masă, ne sună da, Răzvan... Da, uite, am spus deja popcola de 8 ori. Ba, a so... zis... Uh, da. A zis aia, fă, pop -cola de... deci, da. Să transformă, mai puțin și devin măruță Deci reclamă la Grime, la Epiu da, Doar da. că eu mai pe alternativă Așa, mai pe... Mâine poimine o să fiu citat toată aici Gojira uh, uh, Slash, uh, nu știu Slash Gojira Slash Zaya Fete Gal Dragoste da. Să-ți să o Denise, mersi mult Așa, și acum După o, un sfert de oră De podcast incendiar Lucrurile se vor liniști după o gură de Popcola. Popcola. Bun. Dacă aș putea să o și deschid. Hai că ți iese. Eu îmi rod unghiile de când am șapte ani, știi? Asta voiam să zic. E din da. cauza pedicurite. Da. da. Ok. Pedicur, manicur. E pedicura o de... la picioare? Că tot da. timpul Pedicura e cu pâi de ce de la picior și manicura e cu mâi de ce de la mână. Așa, ok. Pronație, da. supinație. Frumos, frumos. Pronația când ții pruna știu. și supinația când ți supa ca să fie... Și la școala de șoferi e regula SOC. Da. Sunt ca da. un în când dai okay. examen. Deci asta e. Sunt și când încui ușa... asta e ce se numește flow-ul conștiinței în podcastul da, ăsta. Da, ăsta da, este da, da. efectiv... Gânduri care vin lui Gojira. Știi când meditezi, ai gânduri, le clasezi ca informație și le lași să meargă mai departe tu ai gânduri, le clasez ca ceva valoros <laughs> și le scoți. <laughs> este, asta e bună, băgăm la podcast. Lipsa <laughs> de discernământ pe care o am nu poate să o, o, cumva, da. o, decanteze gândurile valorase de alea nevaloroase și ies pe gură totuși și așa am ajuns la 150 de episoade. Deci uite cam asta da, da, Merge este metode memonice, adică Apropo da. de asta, cu un cuiat ușa, dacă ți-e ți minte, frică că uiți dacă e mm -hmm. ai ușa sau nu. Eu am pasta cu iepurași, ți-am zis, iepurași karatiști kaki homosexuali. Iepura și că? e puraș kaki... ca dar nu e e, e homosexual care fac diverse activități așa și te gândești la ei ca să închizi ușa și când închid ușa și când mă gândesc că băi oare am încuiat ușa da, păi au fost iepurași și ca chi homosexual în gând. Gândesc o chestie pe care nu o gândesc în mod obișnuit. Adică bagi Ca să cheia, marchezi momentul băgatului de cheie a, în broască bagi și cheia atunci... în broască și te gândești cum se fut în cur de iepurași. Și... Pui, nu atât de greu. Se face un click. Nu, nu, nu mă gândesc la actul sexual al iepurașilor homosexuali, ci atunci... la alte activități, pasiuni, hobby-uri pe un pic. care le au În afară de, de acest act sexual, ce alte activități în ghilimele homosexuale ar putea face doi iepurași Păi, eu nu fac diferența între activități homosexuale ale A deci el e un iepuraș. El e un iepuraș în pic, capul nu tău. Fac, nu stai fac, diferența. Stai, 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 stai. E un iepuraș în capul tău când închizi, închizi ușa, partenerul da? Și lui. Și tu știi cumva că e homosexual, el fiind doar acolo ca un iepuraș. Deci, în parteneria civil cu alte puraș. Ah. Parteneria civil cu care sunt într-un tot de acord, da. Uh -huh. e pe care Apropo, de parcă... Apropo, <laughs> da. sunt total de acord cu asta și nu, mm. nu e ca și cum n-am zis că mi se pare o necesitate la nivel social. Apropo de indulgență. Bravo, bravo și mine. eu sunt de acord cu asta. Vreau să vorbim. Ăsta ar fi trebuit să fie primul subiect mai serios. Ce? În mintea mea a fost așa, vine Horia și o să vorbim despre print versus online. <sus> A, ok, bine. Așa, prin versus online asta. Da. Unul și parteneriatul civil. Că sunt două chestii care s-au tot pe internet în ultima săptămână și la care cumva m-am gândit și eu. Altă întrebare. Păi de ce? Fiind... Ce, -a, ce a declanșat discuția despre parteneriatul civil? Au început niște campanii acum care susțin parteneriatul civil între persoane de același sex, lucru care mie mi se pare absolut necesar. Da. Absolut necesar. Da. Și o chestie pe care în aproximativ discuția am tot zis-o. Da, nu știu dacă are nevoie. Nu cred că e cineva care se uită, presupun că generația care se uită la podcasturile astea nu, nu, nu cred că își face probleme a, de parte în civil. Mai... Am primit reproșul mm. la un moment dat din partea unor colegi de generație, ca să zic. Bă, m-am uitat la podcastul ăla al tău așa, bă, interesant, dar am văzut că gata, te-ai dat cu LGBT-ul. Mm. Și au zis-o ca și cum ar fi fost ceva nasol. Nu știu, pentru mine sunt două, sunt două lucruri distincte, știi, uh, cum se numesc astea, ONG-urile uh, care susțin cauzele LGBTQ ⁇ și cauza în sine, nu știu cumva, adică eu eu sunt uh, de acord cu... Totul, inclusiv cu adopție, cu mie îmi se pare absolut barbar că nu poți să faci ce vrea mușchiul tău în țara ta. Atâta timp cât nu furi de la nimeni sau nu știi, trăiești cu cine vrea mușchiul tău, nu mă interesează, nu știu. Adică mi se pare, da, ce dracu a... facem? You do you. Da. Este alt principiu da. de viață. Dar uh, pe lângă chestia asta s-au uh, uh, aliniat tot felul de uh, mesaje politice care polarizează populația într-un mod inutil, pentru că ajungi să nu mai discuți despre poți să niște oameni, nici măcar nu-i vezi, nu știu, că nu sunt așa, știi? Sunt niște oameni, nu se întâmplă nimic cu tine, știi? În apartamentul lor și-au făcut un credit la comun în loc să facă numai unul. Asta e tot ce se întâmplă. Știi? Asta e marea marea dilemă. Dacă să-i lăsăm pe alții... Garanii, dacă vrei să stea în casă... Nu. Parteneriatul exact, civil da. la modul obiectiv nu are niciun fel de dezavantaj pentru nimeni, pentru Absolut că nu se duce la biserică nimeni să se, se căsătorească, nu se schimbă uh, nu se schimbă nimic în viața nimănui, mai puțin oamenii ăia care au același drept ca tine, să efectiv să iau un credit, să moștenească ce uh, să ia banca la comun, că sunt serioși sunt împreună, să se moștenească unul pe altul, că au lucrat împreună la aceeași chestie. Da, mă, uite, luăm situația tot... ipotetică da. în care... Dar dacă bă... o neci în politic, știi că dacă eu îi spun unui om de 90 de ani, știi, băi, nu se duce nimeni la biserică, nu trebuie să te duci tu să-i pupi, nu știu, sunt doi oameni, să duc... singura chestie, îi lași pe ăștia să se moștenească unul pe altul dacă au trăit 20 de ani împreună, știi? De ce nu? Nu înțeleg. Dar nici eu nu înțeleg. Pentru că este tot stratul ăsta politic care te radicalizează uh, și care, uite, pe partea asta, uh, de stânga, unde mă aflu eu politic, uh, se întâmplă cum am, ce am vorbit la începutul discuției, știi, cu uh, ajungi să vrei să-i urăști pe aia care sunt anti-homosexuali, că e marșul celălalt. Ajungi să-ți baci joc de oamenii aia. Uh, sunt se... cool, nici asta nu Nu, nu e ok. Pentru că am N mai zis, mușchiul da. toleranței se flexează în ambele părți. Păi asta tu e. Nu tot poți a... să percep toleranță în contextul în care tu nu ești, e dispus asta să o arăți. Zic. Ce pis, da, mă înțelegi. Deci, eu sunt. Uh, părerea mea personală este că ar trebui uh, instituit și un parteneria civil, ar trebui să fie lăsați oamenii ăștia să facă tot ce poate face un cuplu căsătorit în țara noastră care e în Uniunea Europeană suntem bine, ar trebui să avem și chestia asta, știi? Suntem peste bulgari da. în 2023, da. uite, vezi dar pe lângă asta n-ar trebui nici să aruncăm curahat în aia care fac uh, uh, familia tradițională, nu știu, ar trebui să să nu mai fie așa de multă ură pentru că ne polarizează prea tare, începem să nu mai putem să discutăm unii cu alții uh, ce se întâmplă? Ajungem ca în America cu republicanii și democrații care sunt parcă alte specii de oameni, au cu totul alt cod moral, trebuie neapărat să ții standardul că dacă nu ești împotriva lor, inclusiv în partea democraților sau dacă ești republican și ești, ai vrea, știu și eu, un sistem de sănătate mai bine pus la punct, ești ciumă, înseamnă că ești democrat sau... E, pe, ce facem aici? Știi? Adică n-ar trebui, -ar trebui să ajungem în punctul ăla. Asta e tot ce zic. Știi? Nu, nu dar fix despre asta. Dacă eu am și... părerea asta, că ar trebui că e parteneriatul civil, e ok. Și eu o și susțin. Nu înseamnă că te urăsc pe tine dacă nu o ai tu. Nu înseamnă că nu putem să ieșim în oraș. Dar o am sau... și eu. Da, nu. Da... O să ieșim în oraș da. având aceleași păreri legate de da. parteneriatul civil. Dar uite, există oameni în firmă, la mine, care nu au părerea asta și eu n-am nicio problemă cu ei. Ce vârstă au? Păi sunt toți de o vârstă, că suntem toți de aceeași vârstă. 37-38 de ani. E, vezi? Da. Da, asta este. S sunt curios. Uh, mă sperie foarte tare faptul că niște discursuri politice, mai ales acum am buza campanii, 2024 da. o să fie un an foarte ciudat. Știi cine candidează? Că eu nu mă uit la știri și nu... <coughs> am vreo oblun de... Da, m-am mai uitat așa. <laughs> la podcast acum. <laughs> exact. Tu îți la podcast la podcast în timp ce îl filmezi. <laughs> uh, that's meta, eu. Da, da. Dar mă uitam la sondajele astea care au fost făcute și Partidul Aur care mi se pare că e o mare problemă în momentul ăsta pe care noi avem <laughs> și este mult mai mare decât ne place să credem. Nu, no, că -i... naționalismul Trăiește un moment de mare glorie peste tot prin lume și e normal. Nu cred că. În Europa avem chiar exemple destul de da. apropiate. Păi, da, și atunci nu, nu cred că e cineva surprins că Partidul Aur are mult la noi sau că e ceva în care n are semn... n are, nu are importanță. O mine nu deranjează că am tot încercat să spun, mai ales în cercul meu de prieten uh, încă de cu ani așa. zic Bă, e cam belită cu aur, așa, du te de aici, mă. Ce dracu' e? Că e nu serios e. pe aia? Dacă ei câștigă, ești. eu nu m-aș speria. Ce m-ar îngrijora tare este să câștige al doilea mandat. Mie mi se pare că democrația e ca un al fel de... mandat unde? Ca adică... reprezentare în Parlament? Ca reprezentare, da. da. Să, să câștige o dată și după aia să, să câștige încă o dată următoarele alegeri. Păi o să le câștige. Să vedem. La prima. Păi nu că să vedem. Deocamdată da n-au fost alegerile, deci nu putem decât să vedem. Și dacă ei o să câștige o majoritate, uh, să zicem, eu nu m-aș panica. Pentru că mi se pare că este ca un fel de uh, oală în care amesteci multe idei democrația, nu? Și acum este momentul în care să strălucească naționalismul. Uh, trebuie ca să putem să-l scoatem din sistem în mod sănătos. Trebuie să aibă momentul lui de strălucire până nu îl are și stă în opoziție. Întotdeauna îi bălăcărește pe alții și ți se pare că ăștia au niște soluții excelente. Trebuie puși în față, în mod democratic. Au fost aleși. Au și să ai da. dreptate, da. Uh, și ca u... antigripal. Uh, da, și te, uh, okay. te pui, îi vezi patru ani și speranța e că noi suntem suficient de educați, suficient de mulți dintre noi, ca ăia care l-au votat prima dată, o parte dintre ei să se lecuiască. Să vadă că nu a ieșit bine, să vadă că a fost de fapt mai bine înainte, să nu-i nu mai voteze în al, la următoarele alegeri. Prețul pe care îl plătim sunt ăștia patru ani în care poți să înduri niște mizerii. Păi da, dar eu sunt dispus să îndur și mi se pare corect atâta timp cât. Uh, Le o mare la taxă de școlarizare? Da. Taxă de școlarizare social-politică? Nu ți se pare că așa ne maturizăm? Ne maturizăm prin practică, văzând că a fost rău la. Nu... Sigur, unii dintre noi pot să și citească ce s-a întâmplat la în ni 30 sau. Că dacă ne dar nu. Cartea un pic, da, dar e evident că, evident că nu așa se întâmplă. Știi, și nu, nu noi să stăm să ne plângem acum că nu știe lumea de legionari sau că nu s-a nu informat suficient de bine, e inutil. Motiv pentru care canalul Zaya Fet, da. S-a <laughs> apucat acum și Hodor să facă, ai văzut că am făcut, facem în Hodor, istoric cu Hodor. Îl știu, cu Revoluția, nu? Da, 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 da. Și a început să facă, apropo, uh, când a apărut filmul lui Giurgiu Libertate, l-ai văzut? Da, am făcut și noi podcast despre el. Ah, ok, cool. Da. Eu acum l-am avut pe Serghei, uh -huh. care se liberise în perioada a fix pe la Sibiu, că acolo a... Mizil? Da. <laughs> a venit Serghei Mizil? Să mă uit la podcast, bă, a venit de două ori a venit de două ori, Serghei Mizil Da, și de aici se duce, altceva, <laughs> se duce <inaudible> să vadă filmul Ah, excelent De la filmarea de podcast Bă, da. mă duc să vă libertate Sună-mă după da. să-mi spui ce M-a sunat a doua zi uh -huh. Serghei, cred că era și-a un pic Că era mai păsă. Da. Băi, Gojiru, Exact Exact așa a fost! Zic, <laughs> cum, da mă, dacă zic exact așa da, a fost! Adevărul că a spus uh, Tudor. Uh... Da, am vorbit uh, și noi despre asta. Că s-a informat foarte mult. A venit și aici și a vorbit, uh, am episod cu el și a vorbit despre cât de mult s-a documentat da, 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 legat da. de ce s-a întâmplat la Sibiu. Și acum te întreb, apropo de film și cinema și astea, e nevoie să mai facem filme de-astea cu și despre comunism? Trebuie să recunosc că noi suntem și într-o generație care, bă, am prins la filme despre comunism, că între 90 și 2000 da. a trebuit și cinemaul române să defuleze. Mă, nu știu, cât timp se fac? Eu nu cred că se fac la nevoie filmele astea. Cred că fiecare regizor are o preocupare anume. Nu cred că cineva se gândește ce idei sunt necesare în societatea românească, vom face filme despre asta. Netflix-ul să gândește. Cred că în momentul de față eu am 37 de ani și aș fi un, dacă aș fi fost regizor, aș fi fost la început acum, știi? Așa. Deci generația mea nu e încă uh, cap de afiș. Generația mea nu e așa de preocupată de uh, comunism. Adică eu sunt născut în 86, am citit multe despre comunism, ca să știu prin ce au trecut părinții mei, pentru că au vorbit despre asta, dar s-a cam epuizat. Regizorii mai bătrâni trebuie să-și consume Asta e momentul epic al lor, când s-a schimbat toată țara, când s-a ceva mai dramatic, mai uh, fondator la nivel de țară, că România s-a creat atunci, în 89, în felul ăsta în care e, nu există și atunci oamenii ăștia, uh, de vârsta lor, o să consume și o să rumege subiectul ăsta pentru că este cel mai important din timpul vieții lor și care i-a marcat cel mai mult și are și un public pentru că... Oamenii ăștia încă există? Nu sunt așa de bătrâni? Dar le vine rândul, o să treacă. Și cumva e ultima răsuflare după părerea mea, pentru că generația nouă de scriitori. Eu nu știu așa de multe filme românești, dar citesc destul de multe cărți uh, scrise de scriitori români, știi? Și gener generația nouă, cum e Andrei Ruse de la noi de pe canal, care uh, uh, este un scriitor căutat în top 10 scriitori uh, de la Cărturești, uh, e un scriitor bun. El tratează teme de astea, harapal, dar e fantasy. Sau știi, astea sunt romanele pe care le scrie. sau uh, Sunt alte teme, dar scriitorii mai bătrâni uh, n-au cum să nu scrie Dan Lungu, care a scris în Danu, comunistă Sunt o babă sau comunistă. Da, ei n-au. Sau, cum unia să... toate becurile sunt arse, da. care începem în perioada. Băi ce frumoasă e care. Da. Sau, uh, Radu Pavel Gheo. Care e, așa. îmi place foarte mult, și tot așa, numai despre comunism. Dar are o vârstă. O să vină ăștia, noi, care deja există, numai că nu sunt așa de cumpărați, încă nu și-au făcut un nume. Pe îl știi? Da. Cu Cremlinul de Zahăr. Da, da, da. da. Am e. Așa, apropo. Deci, asta e. Nu, cred că e. nu cred că se cer filme despre comunism în societate. Cred că filmele românești, mai ales pentru că nu e un sistem ca la Hollywood. Sunt un act artistic care și atât. este. Da, și. Nu... movies. Sunt filme, da. Nu, nu ne duc într-o direcție. nu ne... Filmele sunt un mod de a. cineva tratează un subiect care îl macină. Și dacă o face și are eco în, 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 în societate, are și succes. Cam asta e, nu? Apropo de chestii care te macină, uite-ți dau un inside. Am văzut ultimul film făcut de Cristi Pui, 2020. Nu l-am văzut cum e. Băi, are deci un screener, tu ce înceapă, Tot așa, l-am văzut la mm. prezența cineastului. A, ah, normal. Asta e nivelul de boss. Da, 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 ăsta e. Da, da. Uh, mă duc și să iau niște țigări, e ok? Hai, du-te și niște țigări. Hai că vorbesc eu. În timp ce tu te duci și ți țigări, zic de Cristi Pui. În continuare, Cristi Pui rămâne nu regizorul, cât filmmakerul meu preferat de la noi. E o mică diferență. Regizorul meu preferat rămâne Mungiu, Cristian Mungiu. Omul de film, cineastul, filme meu preferat de la noi este Cristi Puiu. Băi, sunt patru povești care se întind pe parcursul a trei ore jumate. Prima și ultima poveste trebuie să recunosc că m-au spart. Și în continuare are aceeași linearitate, aceleași cadre fixe, aceeași obsesie a dialogului care se rostogolește și prima dată ți se pare o mizerie și smoltoc după care începi să-ți dai seama de toate implicațiile colaterale a fiecărui lucru spus de personaj și atunci comedia se stratifică pe, pe mai multe nivele și este extraordinară dar și drama tot la fel bă deci comedia când începe să devină comedie la Cristi Pui este foarte funny dar și drama când începe să fie drama și îl cunoști, pe Cristi Puiu? Da. Cum e omul? Este foarte tare, are și el episod, a venit și el în aproximativ. Îți promit că o să mă uit la podcast tău de acum încolo. Da, nu, stai liniștit. Da, nu, da, liniștit. Da, Îți da, promit că și eu o să o te spun, ui, la... nu, eu mă uit mai des la tine decât te uiți tu la mine, dar e normal. L-ai văzut pe alea cu anii 90? Alea au ieșit. Alea văzut, foarte da. document... Sunt singurele subiecte complet originale de pe canal, pentru că nimeni nu a documentat chestiile alea. Și Vasilescu, care scrie materialele, se duce la Biblioteca Centrală Universitară să le facă și atunci... Oh, we are the 90s, kids. Da, da, și mă și obsedează, știi? Să... Operațiunea, Țigareta, MISA, chestiile astea mă obsedează. Exact cum îi obsedează pe regizorii mai bătrâni comunismul, așa ne obsedează pe noi anii 90. Și o Ai să văzut vină în curând. Cu Jonah Hill? Îți care? recomand să-l cu... mid-90s. Mm -mm. A debutat și el ca regizor. Da. Acum câțiva ani... Fiind și el 90 Kids. Da. Și a făcut filmul Mid 90 despre copilăria în anii 90. Da. Extraordinar de mișto și sensibil și smut și. Păi, așa funcționează. Așa, așa, funcționează. Nu? Și cine și. Uite, eu fac seria asta despre anii 90. Pentru că îmi pasă, știi? Nu, nu, sigur, merge și cu publicul, a avut vizionări, dar am pornit de la, la drum cu chestia asta pentru că îmi pasă de anii 90, știi? Adică... Nucleul dur al audienței Zaia sunt 90's kids. Da, da. Adică cam asta e. Eu voiam să te sun să spun, bă, nu vrei să facem acum un episod cu pop culture 90 -ist? Și cum am împrumutat noi trendurile de afară și ce am primit pe pop culture din afară și cum am asimilat și cum am transformat în folclor localul. E foarte greu de făcut uh, cum vreau eu să-l fac. Uh, este, da. Așa discuție, da, putem să avem o discuție. Nu, documentat. Uh, e documentat. Documentat din... ilustrat. Greu, greu. E greu. greu pentru că avem și problema drepturilor de autor. Asta este. Și mă rog. Nu, e greu pentru că e greu să aduni informațiile astea. Adică, ți-ar lua un an, cred. Știi? Dacă vrei să o faci ca lumea. Băi, e chestie de sistematizare. Uh -huh. Dar hai să ne întoarcem. Că era o întrebare atunci când vorbeai tu de. Am fi putut totul să citim. pop culture-ul anilor 90 se întinde pe un deceniu. Nu este bine clasificat în ziare sau unde, ai, unde ar trebui să aduni informațiile astea, ă, sunt greu de găsit și oameni care. Așa cum am perceput noi pop culture nu e da. absolut nimic sistematizat. Deci trebuie o pop... analiză mai dificilă pe un deceniu de presă și de materiale și interviuri ca să poți aduni informațiile chiar să faci o analiză a culturii pop în România, pe parcursul unui deceniu. Mult mai greu de documentat decât, de exemplu. MISA. Ce am eu făcut am... noi, Caritas. Caritas are uh, un an și jumătate a durat schema. Când au început să publice, există șase luni în care s-au publicat multe știri despre asta. Poți să le citești în perioada, știi ziarele mai importante. Uh, despre primii milionari de carton de la noi vrei să faci? sau? Uh, uh, facem acum. Uh, cred că. Am uitat ce a zis că scrie. Scrie, cred că operațiunea țigareta. Nu, asta a fost deja. Asta a fost. Țigareta um, 2 da. Care a fost mult mai mare mm -hmm. Yes, yes Dar revenind Că asta voiam să întreb Și mi-a venit întrebarea În momentul în care ai zis uh, Bă, totuși, pe de altă parte Am, am fi putut să citim Ce s-a întâmplat cu regimurile naționaliste Sau cu da. politicile de tip naționalist Din Lui. ce ai citit tu așa? Da. Uh, pe partea de istorie și te întreb, asta e strict o părere personală a ta, vreau să aud. Care ți se pare că e cel mai nenorocit regim politic care a fost pe fața Pământului până acum? Din ce avem documentați și din ce ai citit tu? Doamne, ferește, nu știu, astea foarte vechi. O, din Egiptul Antic, de exemplu. Cei mai mulți oameni erau sclavi. Re, regele, nu regele, cum se numește, faraonul era considerat zeitate. În viață? ales divin? Da, avea drept de moarte și de viață asupra tuturor. Nu erau drepturi, de fapt. Mai puțin că faraonul face ce vrea mușchiul lui și toată lumea e pentru faraon. Nici minoritățile, nici femeile, nimeni nu avea drepturi. Nici alte rase. Oamenii erau ciopărțiți în stânga și în dreapta. Aia, bă, sechi distanță. Bă, n-are drepturi... Deci nu o să aibă nimeni de... Femei, n-aveți drepturi. Bărbați, da. n-aveți drepturi. Copii, da. n-aveți drepturi. Homosexuali, n-aveți drepturi. Câini, erau... n-aveți drepturi. Da, legile erau puține și de obicei pedeapsa era pedepsa cu moartea. Ai furat, pedepsa cu moartea. Ai uh, violat, pedepsa cu moartea. Ai ucis, pedepsa cu moartea. Tot era pedepsa cu moartea dacă le citești pe alea. <laughs> Cu ce făcea. Ai murit, pedepsa cu moartea. <laughs> pedepsa cu moartea, da. Deci nu, nu știu. Mi se pare că, din punctul ăsta de vedere, există un fel de arc al istoriei foarte lung care duce către o viață mai bună. Sper. Și eu zic la fel, dar există da. și o ciclicitate a regimurilor de tip totalitar cumva. Da, da. Care și... Singur, singurul element de variație este că... Na. Și arcul ăsta este așa de mare și întins pe atâtea milenii că nu poți să fii sigur că, de fapt, o să fie mai bine în timpul vieții tale. Știi? Adică poate să cadă Imperiul Roman, poate să cadă și Occidentul, acum, și să vină China la putere, să câștige Taiwanul, să câștige, să ia Taiwanul care e al Chinei de drept, și după aia să începem, începem să ne jucăm în altă lume. Și deci pentru... nu intrăm în zona oricum și așa, cred că e subiect pe care l-a tăvălit toată lumea, conflictul izraeliano-palestinian, că nu? Nu, nu, dar nici n-am urmărit. Eu sunt într-o etapă foarte. Călătorie spirituală a vieții mele cu. Da. Adică eu nu prea mă mai uit la știri. Nu fac, niciodată te lovesc așa. Da, vreau cumva. să trăiesc calm, îmi pun muzică de asta de meditație, meditez dimineața. La ce meditezi? Nu, chemii? meditez. Stai, ah. stai pe jos că trebuie să ai un contact cu Pământul. E tot, tot ce trebuie să faci. Stai așa cumva. Și tu La ce etat stai? Păi, nu, con nu contează cu podeaua, știi. Da, deci nu cu, pământ, nu cu ideea de pământ. Nu mă, nu meditez uh, budist de sau... Era de mama, nu, nu, planetă, nu, nu, a eu... tot ceea ce-i viață. Nu, frate, nu e, no, uh, okay. nu e poezie. E o chestie de te așezi, uh, îți asculți respirația, începi să ai gânduri, da? gândurile astea le lași să vină, le etichetezi ca informație și le lași să plece și te întorci la respirația ta și chestia asta te calmează. Și eu am nevoie de calmul ăsta. Aveam deci, nevoie. Că nu, cât de condus nu conduci? Adică nu, nu ești într-un pericol? <laughs> <laughs> ah. Nu, no, doamne, doamne fericite! <laughs> 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 Faptul că nu te sui la volan... Nu, suspect, nu? Da, da, nu, faptul că nu te sui la volant, nu știu dacă îți dai seama. Rămâne o parte descris, deschisă pentru da. către alte activități recreative. Da, da e ceva aici, înțeleg, înțeleg unde e bați. E ceva aici, da. pe care într o manieră responsabilă. Da. Nu că le întorsăm. Doamne ferește. Nu că le întorsăm. Da, nu le subminăm, nu le împulim, nu le o... Nu, frate, eu n-am nu știu. Eu sunt de acord cu uh, și cu legalizarea în mod controlat a tuturor drogurilor. A tuturor drogurilor. Tuturor drogurilor. Și crocodil? Nu știu ce e aia, dar da. Bagă și pare care pe... <laughs> făcea găuri în mână și da. Era benz, nu? Da. No, nu, nu, eu... era pe bază de benzen denis. Știi tu ceva, dar nu. Cum era benzină crocodil? No era benzină. Benzină în 2 era crocodilul. Vrei să fie și rufizurile. De ce sunt rufizurile astea? MD? Nu e drog. Pentru un om care ă, știe prea puține. Stai că. <răzări> îți deci eu detalii după de aia. am auzit că. Rufiz e aia. drogul violului. Asta am auzit și eu. Deci te duci în club, da? Și îți dă unul, o apă, ceva, și a băgat un căcat în ea, nu? Care te face să vrei să-l fuți, sau ce? Nu stiu știu că nu, 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 mă duc, nu știu care e deci combinația. Deci practic ai descris pe Cupidon care în loc să tragă cu săgeata în tine să o sticlă de apă. Ceea ce mi se pare foarte 2023 așa că te și hidratezi. O, oh, doamne. Hai să nu, nu știu, nu știu. Dar rufizul ăsta nu e un fel de MD? Eu e o mizerie un... mea rufizul. Da, e drogul violul și o mizerie. Cum pula mea poți să zici, mă, Horea, ca un responsabil să legalizeze toate drogurile? dă un pis, Păi am văzut, un, am văzut un material făcut de un tip care își face doctoratul pe tema asta. E în română Așa. materialul și zicea că legalizarea strictă a tuturor drogurilor și un pic de permisivitate, de exemplu, poți să legalizezi complet iarba și pe celelalte le legalizezi într-un... Uh... De ce crezi că se numesc droguri de mare risc, unele? Pentru că sunt de mare risc. De ce? Dacă pui pe la pariuri... Nu, că poți să mori. E cota mică sau cum? Păi, e... Și atunci da. cum pula mea să te legalizezi toate drogurile? Păi, nu, nu înseamnă că te duci la Mega imaj să-ți cumperi heroină, știi? Înseamnă că există un centru undeva în afara orașului sau la margine unde sunt medici pregătiți care îți pot... Nu -ți cântăresc heroină, nu îți te o cântăresc heroina, nu te fură la cântar. Exact, este făcută da. în regim de stat cu cantitate, e pură, e the best, e așa, no, e calitate de stat, așa, știi? Da. Nu e făcută în cadă sau unde o fac dealerii ăștia. Și uh, dacă faci de asta, de la descurajezi instantaneu dealerii, adică începe să cadă piața rău de tot în momentul în care legalizezi. Există și un exemplu, nu-l mai țin eu minte că am văzut filmul ăsta cu vreo 2 ani și, da? Dar parcă în Elveția sau nu mai știu, pe undeva pe acolo. Au legalizat și heroina, aveau probleme cu, mureau mulți tineri și uh, se aducea în țară și au legalizat-o și aia care erau determinați pe heroină, dar doreau să iasă, puteau să se ducă să-și ia heroină mai bună, controlat, cu un medic care să-i cântărească, să-i nu știu ce, fără prejudecată, și în cu politica de export, cum și facem? Și cu, vrei să fi, vrei să ieși din asta? Da, uite, aici avem să te ajutăm, vrem să te, știi? Și cade, a scăzut numărul de decese colosal. Piața de dealeri și de oameni care aduc heroină în țară a dispărut pentru că era heroină bună pe care ți-o făceai rost legal cu medic lângă tine și dacă ai problemele astea cu heroina, e bine să fii, adică eu, dacă aș avea problemele astea, m-aș duce la un medic sau, știi? Ai atins o chestie sensibilă pentru că heroina 1 este cel mai nenorocit drog. Da, am auzit -am și eu văzut. chestia asta, da. Deci am văzut clar pacienți. Păi și nu crezi că în loc să... Fie Toți cu care am vorbit vreodată, repet, da. râdeau când venea vorba de alte droguri. Oh, da. trăgeam Frenandez da. când avea toluienă, mă rog, așa, până în anii 90. Uh -huh. Aha, bă, când venea vorba despre heroină, toată lumea înceta să râdă. Da, mă, e, am auzit și este o chestie asta. Este Asta cu legalizarea heroinei, eu sunt... Păi crezi că faptul că e poziție. ilegală înseamnă că nu faci rost de ea și nu... Doamne ferește, nu, eu înțeleg ce spui. Da. Uh, am... Deci nu, nu mai e de... vorba la ce facem dacă... Legalizarea... Deci, cu a venit cu soluția, deci să... Dar nu e soluția... La nivel de stat... Nu e soluția mea, e, e tipul ăsta care a studiat treaba asta și mi se pare că a dus în, filmul ăla, poți să-l caut, niște argumente foarte bune. Nu e soluția mea. Dacă vii tu cu altceva mai bun, deocamdată nu mai convins. Sunt de acord cu tine, adică nu am, nu, nu am o miză în jocul ăsta, știi? Păi și cu legalizarea asta. Trebuie să fie o legalizare controlată. Că păi pe asta e, e ca la, și Gabi Gorun. E ca la țigări, dar mai rău, știi? Adică, uh, ok, nu, uh, nu e ca la țigări, e mult mai controlat decât la țigări, că țigările chiar ține de la Mega Image. Dar n-ar trebui, există produse și la noi în țară cum sunt armele. Armele sunt legale, la fel da. cum e legal și în America, dar altfel de lege. Da, cetățenii au voie să aibă arme, dar uh. la noi nu au arme. De ce? Pentru că legea e făcută în așa fel încât poți să iei o pușcă, dar trebuie să dai teste, trebuie să demonstrezi că ești vânător, trebuie să o ții într-un loc special, într-o casetă desfăcută. Trebuie să o ții desfăcută, trebuie să sunt foarte e foarte controlat regimul armelor și munițiilor în România. Și atunci nu sunt în, nu sunt eu am avut puști în casă, tai că fost vânător. Dar din cauza asta am văzut cum se trăiește cu armele, știi? Când a murit, tai se punea problema dacă să dau și eu examenul ăla ca să păstrăm puștile, pentru că venea poliția foarte curând, peste o săptămână a venit, să le ia. Că nu mai era deținătorul acolo și nu mai sunt puștile noastre. Nu aveam voie să le păstrez pe ale lui pentru că nu e voie să păstrezi chestia asta. Genul ăsta. Genul ăsta de legislație. Ok. Dar să, uh, să fie. Știi să fie, să poți controla. Când e ilegal, nu poți controla. O pui în mâinile unor oameni care vor să profite. Și de obicei ăștia sunt siniștri. Dealerii care fac asta și riscă ani de pușcărie și eu să dau produse care pot omorâ un om uh, pentru ca să fac profit. Nu, știu, nu, vrei să fii, nu vrei ca oameni cu un temperament mai slab, de la 20 de ani, care au niște probleme emoționale sau vor să încerce drogurile, să ajungă pe mâinile unor siniștri de genul ăsta, versus să poți să te duci să încerci, să poți să te duci, să știi să ți se dea informațiile, să ți se dea doza corectă, să fie totul să fie să, să spargi magia asta pentru că mai e și magia asta, asta cu mă zic. duc în colțul ăla întunecat și mamă ce am făcut sparge și chestia asta vrei să încerci du-te la acest caracter subversiv care da. odată te validează pe tine probabil. Da. Renunți și la mitologia ta. asta. Da. Te duci într-o clădire și clădirea aia e o instituție infectă a statului. Clădire de beton, un birou din ăsta, un birou din ăla cu ușă albă de termopan, stă la în spate. Ușa din dreapta să duce măta la nas da. să plătească da. impusul și pe ușa din stânga te tu și ți-ai heroină. Să duce culnă su... Da. Dar nu, pizdamăzis. orice, nu dreptate. numai heroină, știi? Și te duci acolo și un medic în hălățel, îți ia un pic de sânge Ți-a făcut analize sau și eu ce dracu, te-a cântărit, ți-a zis cât îți hey, hey, trebuie. Ușor cu asta, cu cântăritul, cu cât mai da. sensibil subiectul la mine. A, ai fost, ai avut probleme emoționale în legătură cu greutatea ta în viață? Uh, da, cum am dus să-mi cumpăr heroină. Nu, și... serios. Uh... Vorbesc că am văzut și eu niște poze pe Google Images când am scris cum te cheamă. Da, 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 da. Erai, erai eram bine, bă, am avut am căzut în patima obiceiurilor alimentare vicioase și a tulburărilor de alimentație de toate felul. cred că le am luat la rând pe cuvântul meu crezi că e o metodă de self-soothing, știi, când îți dai un confort emoțional mâncând da, 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 clar, clar ești anxios în legătură cu niște lucruri și... cu ce? cu viața, ai o stare de anxietate generală? aveam până când să te întâlnesc <laughs> bună, bună asta no. Dar acum de când ai intrat în viața mea Acum, de să acum 12 10 că... ani pe internetul mm. românesc Cât și acum un an jumate când ai venit pentru prima dată aici la aproximativ discuții, cât și când ne-am întâlnit pentru prima dată la lansarea cărții lui Simeon Bogdan Mihai despre lăutari. O, oh, frumos, frumos. Ăla a fost un moment în care mi-am dat seama că lucrurile ar trebui să iau o turnură, să se ducă în altă direcție. Am început să mă privesc cu alți ochi, mult mai indulgenți, am început să mă iubesc pur și simplu. O, oh, ai învățat să te iubești? Și de fiecare dată când mă iubeam, mă gândeam la tine, Coria. Oh, okay. uh... Bine, frate. Da, ok. Înțeleg, nu intrăm în subiect no, absolut deloc. Și acum conform, cu conform convingerilor da. noastre, eu dacă mor să știi casa, o să-ți rămână ție. Mulțumesc. Cu plăcere, cum să nu. Nu e vreo mare șmecherie de casă. să fie -am primită. Cadă, dacă te deranjează în cabină de duș. Casa de dar nu se caută la cabină. Da, nu se caută la cadă. Da, să la fie. cadă, da. <laughs> Așa, să ne întoarcem. Deziși că regimurile politice și din era asta modernă, care e și mai bine documentată, care regim politic s-a părut cel mai nenorocit? Era modernă când ai, când ai zice că începe. Hai să știm din secolul XIX încoace. Păi atunci, sigur, în secolul XIX să zicem ăsta Belgian mm. A fost destul de uh, sinistru sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX. Au, au avut colonie în Congo, parcă, și au doreau să facă cauciuc și au, au ucis foarte mulți oameni, au murit uh, mulți oameni acolo în minele alea și nimeni nu vorbea despre asta niște condiții infecte. Pe urmă e regimul nazist care... Na. Dar sunt multe, nici nu știu cum, cum le măsori. Câți oameni au murit, cât Asta de... Asta zic și eu, că și Stalin, spre exemplu, ca număr de uh -huh. victime, a avut aproape dublu față de regimul nazist, da? Da, dar regimul nazist a avut trei ani, Stalin a avut... Uh a avut mult timp la dispoziție. Nu era un artist ăla de stand-up care a zis, bă, în trei ani să ai atâtea victime, basta, asta da. organizare, Da, da, e, e ceva... Nu mai ca nu. Uh, na. Că din 1917 până în... Nu, că Stalin din, când, din cât e. 17 e Lenin, parcă, nu? Și după aia e Stalin. Stalin e mai tânăr un pic. 27, parcă. Nu știu. Un pic mai acolo, trebuie să ne uităm. A avut și 30 cu de ani. lui cu Beria ăla care era A avut vreo 30 de ani. An. A avut mult timp să... A stat mult <laughs> pe subiect. A aprofundat. Da, s-a ocupat. Uh, tu când citești, preferi hârtia, preferi printul sau online, Kindle? Păi, când acum, vezi? de două săptămâni, pentru că eram mai supi și... Uh, era trei noapte. De ce erai sub uh, Horia? Nu mergea medii cum trebuie? Da, ce medii? Meditația. A, eram mai... Da, da, eram într-un moment din asta. Eram la ciclu. Și uh, se făcuse trei dimineața și nu mi s-a... spusese băiatul mantra de, de ajuns de multe ori în ziua? era, da, nu mi-a aliniasem eu, da. M Ceacrile. Îmi, îmi închideam ochii și vedeam uh, toți body bodhisattvas care existaseră și care încă mai există ținându-mi voalul și încurajându-mă și Trebuie. nu reușeam, nu, nu, nu reușeam să mă ridic. Și mă uitam pe Instagram și apare chestia asta cu tabliță al negru cu să desenezi uh, și să -ți ții și documentele pe ea, o, 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 tabl, o, o tabletă, doar Tablet. că cu e-ink. Așa. Uh, și mi-am comandat-o și de atunci mi-am descărcat și e-book-uri pe ea și e prima dată când uh, citesc și acolo. Îmi place mai mult hârtia, dar nu cred că e, e nu, nu, cred că e vreun motiv obiectiv pentru asta. Pur și simplu m-am obișnuit în atâția ani. E doar o obișnuință. Îmi place și să văd cărțile, dar iară, e un fetiș, o obișnuință, o Ai chestie. carte vreodată doar pentru copertă? Da, da. Da, am un raft întreg de cărți pur și simplu frumoase. Am o carte de la New Yorker cu toate benzile desenate New Yorker Cartoon, E mare, e, e frumoasă. Mai am una uh, de la Taschen cu o copertă tricotată și e cu ce să faci în... dacă ai un weekend în fiecare capitală europeană, ce să faci pe acolo. M-am uitat așa de curiozitate, am frunzărit-o, dar e frumoasă rău carte. <laughs> Evident că nu o să o folosesc. Poate nu no car cu mine. Dacă mă duc în Viena un weekend, nu-mi car volumul la gros. În Contextul în care prima carte de la Tasha, pe care mi-am cumpărat-o, a fost o integrală a Arachii. Da. Bună și aia. E bine, de tot știi mm. Arachii. E un fotograf, fotograf care. Zaconezi. Da, da. fotografie știu. erotică, să zicem. E un. Băi, mai mult flori, da. da. <laughs> nu. <laughs> și, flori, <bă. laughs> și flori, da. Și <laughs> <laughs> sunt prin spate pe acolo. Mm. Sunt și flori. Pe lângă bdsm alea pe acolo. Da, 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 da îl știu, îl știu. Foarte bun, Arachii. Bun. Mm -hmm. Și aici are Giger. Luat. Îmi place mai mult, e un tot uh, fotograf erotic, Helmut Newton. Îl știi? Uh, nu. Uh, e, interpretează forme feminine, îți arată chestii de genul ăsta. Helmut Newton uh, pune atitudine masculină în femei în anii 60 și 70. E așa de coios și de frumos să vezi chestia asta. Uh, e... Trebuie, trebuie să te uiți la fotografii. Așa e și Maple Torpul ăla, din anii 80. Cine? Maple Torp. Ah, uh... îl știu și pe ăla, da. da. Băi, cele mai tari poze ale, ale lui Arnold Schwarzenegger sunt făcute de Maple Torp. Da, da, da. Care era și Open League-ei și se vede, adică avea sensibilitatea aia. Uh -huh. Este exact. Uh, fotografiile alea super celebre făcute lui Grace Jones. Mm -hmm. care efectiv vă arătau ca niște tablouri, totuși noi, Maple Torp. Noi avem ocazia să vorbim, să rugăm regia să pună poze de la Helmut Newton în camera 4, acolo unde văd că există... Cred că da, putem să facem asta și am putea uh. chiar să arătăm la oameni, să dăm exemple clare. Da, Iar de la Maple Torp, dacă cauți Maple Torp, Schwarzenegger, pozele... <laughs> Extraordinar. Deci Helmut Caz Newton, în... începem, cu, începem cu Helmut Newton. Arachin nu putem să... Nu, Arachin nu, da. Nu, Arachinu, nu nu avem cum să... A, stai, că și Helmut Newton e cu sân și cu se vede... Stai să vedem, că ne, hai, hai, vedem că ne uităm noi, noi înainte pe preview și după aia da. ce putem să dăm, și, putem și să vă spunem. dăm. Ce nu putem să dăm? Poate... A, uite știu, că... că... Uite, domnule, hai că e bine, e decent. sunt... Hai, e foarte ok. Extraordinară asta. Nu? Din De când e asta? Zici că 60. Cam atunci e perioada lui de glorie. Omul a avut mai mult. ce bună e asta. Da. uite l pe băui. E făcut de el? Da. Ce bună e și asta. Deci ăsta e Helmut Newton, da? Da, Helmut Newton. Hai să arătăm un pic acum că tot vorbim, da? Să da. vadă. Ok, asta mi-a plăcut foarte mult. Ce poză. Asta e extraordinară. Da. Da, e foarte, e un fotograf foarte bun. Și a, aici, e, mă rog, e și subiectul. Caută și Maple Torp Arnold Schwarzenegger. Trebuie să-l vedem pe Schwarzenegger în glorie. Maple Torp, da. Pe, pe tine te deprimă când îl vezi bătrân acum? Poftim? Te, te deprimă să-l vezi bătrân pe Arnold Absolut, Schwarzenegger? Absolut Cum sună? Adică e... Nu mă deprimă cât îl umanizează el. Îl umanizează pe el foarte mult, da? Uh -huh. Scrie Maple Torp Mapple T-H-O-R-P-E. A, uite, uite. Ia uite, da. Da, da, da. Ah, le știu, știu, știu pozele Dar astea. sunt super celebre, mă. Da. Dar da. nu e asta. Sunt alea de sus. Băi, extraordinare sunt pozele astea. Uh -huh. Era și Arnold Tânăr. Știa, mă, MapleThorpe. Îmi place că e lângă, lângă, un, lângă o perdea din asta așa de... <laughs> Someone gets it. Da, no, da. No. Păi asta e șmecheria. Da, sunt foarte no. tare pozele astea al lui MapleThorpe. Și am avut... Caută MapleThorpe Grace Jones... Să știți de tare era și uh, Am avut această... Ah, și cam astea au fost uh, primele cărți pe care le-am luat. Uh, și portretul ăla. Mm. asta sunt ceva... Da, uite-mă. Știi cine e uh, fotograful meu preferat? E Jean-Loup Sief. Îl știi? Nu. Poți... Eu știu foarte puține chestii din zona artelor vizuale și foarte puține... Pentru că nu prea înțeleg tipul de comunicare vizuală, statică cel puțin. La mine imaginea trebuie să fie mișcare și când vine vorba de comunicare vizuală statică, sunt foarte puține lucruri care îmi vorbesc cu adevărat. Da. Deci e j e a n L-O-U-P, L-O-U-P-E poate, nu știu, C-E-F-F. e f f f Ok. A, da, uite. Wow. Îmi place foarte mult. Uite, asta îmi place foarte mult. Îmi place compoziția foarte mult. Ce tare. Asta a lucrat Asta până, e extraordinară, poza asta. Până pe la începutul anilor 2000 a lucrat el. Și mai era un polonez pe e el. Dat. Are câte un autoportret în fiecare an. Uh, foarte frumoase. Da, cool. Mhm. Mm Asta e o poză senzațională. Tu ai poze cu tine, îmi, îmi cere lumea. M-au nominalizat ăștia la gala Prahovenilor. <laughs> <Așa>. <laughs> în Prahova, la nu știu ce hotel, Prahovenii destoinici, care au așa. fost nominalizația noastră, sunt și eu printre ei. Și îmi, când te cheamă lumea undeva, nu da. la podcast, undeva în presă sau așa, îți cere uh, câte o poză. Se da. pune și ei în articol să... Da. Tu ai că eu nu am de ani am, de zile, da. da? Am, am, am. Și cine ți-a făcut-o? Bragovski. E bună? Extraordinare Bragovski. Ok. Deci Vlad Braga e Bragovski. Îl găsiți pe Instagram. Denis poate să confirme. Uh -huh. Și lui Denis a făcut. Denis artist, nu uh -huh. Denis. Butonar happy fish. Are... Păi stai, Denis e și artist? Da, duce o viață dublă. Ziua umblă, merge prin oraș și mănâncă și noaptea doarme. Păi și ce caut aici? Și de ce nu, de ce nu purtăm tricou cu Denis? O să purtăm, stai să scoate și el material. Eu dacă aștept. Cu ce te ocupi? Ai microfon? Ne poți spune? Nu? Dar hai că mai zis de da, Denis. Da, am tot zis, dar las, nu ah. ia microfon, lasă, bă, reclamă, Denise. Păi, da, auzi, da, dar vorbește aproape de microfon, așa ca în formația aia cu... Um, formația aia sexy, cum se numește? Sexy. Era. Mm. Literalmente aveam mm. o formație sexy în România. Cum românge? se numește formația de faci sex pe aia? Watching the video that you made. Nu știu ce. Băi, eu nu fac sex pe formații, fac pe pat sau pe canapea mm. horia. Cum îi zice, mă? Nu știu, ai, că intri în niște detalii. O știi? Cum îi zice? Dacă ne apucăm să cântăm, e sigur că poți să-ți înfrânezi pornirile? Spune, spune mai Cigarettes after sex, da. after sex. Și vorbește tot timpul în microfon de zici că șoptește ție așa la ureche. Așa, vorbește-ne vorbește -ne așa despre no, arta ta. Nu am încercat să le ascult un album și mi se pare o luarpă. Pentru că tu ai prea siropoase. mult big dick energy, dar noi ăștia mai budiști așa cu meditația. Da, vă mai preocupă și laba. Da, da. muzicală. Uh, Denis, Păi, dar nu știu ce, ce oh, vrea încet, să zic. Mai încet, frate, stai, mă. că acum ce, e discuția asta. acum e discuția de artă de de și Denis. Ce vrea să știe despre artă? Denis, ce fel de artă faci? Muzică, producție. Ah. Și ne poți cânta un uh, fragment? Te pro... pro... cânt eu dacă vrei, ea. că știu piesele yeah. Asta ea, e, e prima piesă lui Denis. A doua a, stai, 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 lui ai stai. Ai și momente din alea cu... <wim> are, are, da? are Are? Are, da, da. Avem, <acissa> avem, avem Are, nu mă Face Base house și face foarte bine a a, Numele status. exposure A început să și scoată acum Are tot felul da. de edituri De-astea VIP Și de pe la Rava Și peul îl găsiți încă, încă suntem pe locul 15 Pe Spotify România O, oh, bravo frate Da, și are și succes Și e talentat Și tare da. în gură Și foarte obraznic Este da. ca să Tot timpul trebuie să fac și mențiunea asta Că dacă ești artist Trebuie să fii și obraznic Că n-ai cum să da. este zici că el m-a angajat. Băi, deci de vreo lură de zile zici că m-am angajat la Denis, mă sună, băi, alu, ce? Băi, ești mai mic ca vârstă? Băi! Pst. Da. Hmm. Și zice fiule sau băi copile? Nu, Bă, asta mai trebuie să mă mai, băi ne poate. Cu metre... Da, cu metre mi-a mai zis de vreo două. Cu metre? Ai de capul meu. Hmm. Deci, acum zici că ai emigrat, adică și nu te deranjează, nu, nu contează mediul când citești. E plăcerea lecturii care nu te privează. Nu contează, îmi place în continuare cartea asta, am spus, cartea fizică. Dar e cred că o obișnuință nu ne-a nu neapărat că Foarte e mai urezi. bun. Ulterior, scandalului lui Curingie despre libertatea editorială din trustul respectiv. Știi despre ce e vorba? Nu contează, nu o să intru în detalii. Ideea este că GSP, care este al treilea. A treia publicație din Europa ca vechime sportivă, uhum. fix în buza împlinirea 100 de ani de existență, a dispărut de pe print. Oh, Dar mai este online? O să fie GSP online, dar am înțeles că o să fie un fel de fuziune cu nu știu ce casă de pariuri și nu știu dacă o să rămână per se publicație sportivă. Dar ce mare lucru să mai țină un print de 200 de exemplare, așa simbolic, știi? Asta am zis și eu, pentru că e privi ca un business, ownerii businessului de acum nu sunt de origine română, nu știu dacă interesează neapărat uh, componenta cultural-socială pe care de o reprezintă asta, nu, adică Dacă e acesta. un business, nu dă bine ca marketing sau nu să ai, să spui că uite avem 100 de ani, încă suntem un prin, n cum cumpăra lumea mai cu drag, nu? adică n-ai face mai mulți bani pe povestea asta? Probabil că da, dar nu știu dacă există și disponibilitatea de a se face asta. Că da, poate nu sunt Am ei. discutat și noi, ba chiar s-au certat colegii destul de apri pe chestia asta. Poate n au speculat. Mie îmi se pare că este speculat, dar poate le elene, știu și eu. <laughs> nu <laughs> sunt în temă cu subiectul. Eu așa aș face dacă aș avea un canal de YouTube, să zicem, și 100 de ani, sau știi, aș fi... Hai să băgăm în asta, nu să... Motivul pentru care nu te mai uiți la știri este... Mă eu am nu vreau să discut despre asta, dar trec prin niște lucruri din viață în ultimii doi ani care m-au dus într-o Să dau un pic din casă fără să fiu specifică, nu am avut o discuție asta vară. Asta vară nu ești. discutăm despre asta, nu te rog, discutăm frumos. despre asta, nici, nici nu mă gândesc să dau un da. indiciu. Dar am avut o discuție foarte hartu-hartă așa. Da, eram în altă etapă atunci. A, și uite. un point. Are legătură și cu etapa aia, vreau să zic. Toate au legătură, da, o să-ți povestesc după. Ok. Da. Adică, da, ești bine. Sunt bine, doamne, că ferește, eram fost... tulburat așa. Eram, da. Aveam și multe am probleme. simțit nevoia să se the... da. Thing straight, adică Nu, 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 coborică. nu. Uh, sunt bine, sunt... Doar că am avut nevoie să învăț niște lucruri despre mine, lucruri care mie îmi sunt foarte utile, dar nu sunt... Uh, nu vreau să le discut, știi? Dar din cauza Mamai, asta am vrut să mă desprind de uh, știri și să mă concentrez mai mult pe mine. Nu știu, pare un pic stupid. Când, când auzeam oameni care spun asta, mă enerva. Sau în trecut, știi? Dar am vrut și eu să, să, să nu mă mai gândesc la ce scriu sau ce urmează sau ce proiecte să mai am sau să fiu și eu în viața mea acum să nu trăiesc într-o ficțiune constantă despre viitor, să, să fiu acum și cam asta e pe scurt, știi? să reușești și eu să mă bucur de... Dar tu ce faci pe online nu o extensie cât se poate de natural a lucrurilor care chiar te interesează și pe care într-o primă instanță înainte să devină o meserie cu ghilimele de rigoare erau literalmente lucruri pe care când le făceai îți aduceau bucurie? Sigur că da, dar lucrurile astea sunt o Componenta a vieții mele, care au acaparat și au pus în umbră alte lucruri. Și pentru ca să pot să. Știi? Să le trăiesc pe toate, trebuie să scadă. în... să spun acum că și într-o ultimă instanță, e totuși echilibru. <laughs> da. Asta vrei am să spune, fost nu? Un pic, am, am trăit mult timp obsedat de uh, cum să scriu un text, de succes, de muncă. Eu îmi, puneam, îmi puneam valoarea mea în muncă. Mă gândeam că dacă e bună munca, sunt și eu un om valoros. Dacă nu e bună munca, eu nu valorez nimic. Mă, Am yeah. filmat cu Nora Iuga zilele trecute. Da, mi-a spus, tot. fantastic. 93 Extraordinar de... a fost. Și vorbeam da. despre una dintre cărțile preferate traduse de dumneavoastră în română, Toba de Tinichial, Gunter Gras. Da, ai, ai citit-o? Da, normal. Da. Da, aveam, cred că, 18 ani sau așa. Mi-a plăcut foarte mult și... A ieșit la Polirom, avea coperta aia de uh, carton frumoasă cu un desen. Da, 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 da. Sunt mai multe ediții, da. cred că am de două ori. Uh -huh. Dar pe asta de la Polirom o am sigur. Da. Asta uh -huh. de care zici tu. Și spunea... dumne, cartea este absolut splendidă, cum e doamna da. Norel. Gunter Gras, un om detestabil. Uh -huh. Asta apropo de... Nu e, mă, n-are nicio treabă. Uh, uh, James Brown era un om de căcat. E știu. Da, nu are nicio legătură asta cu câte. Dar știi cine un era un om ce? super? N-am văzut, dar nu mai țin minte detalii. Picasso. Doamne, ferește ce infect era. E <laughs> ceva, mi s-a ridicat părul pe spate când am citit despre el. Erau așa de hardcore detaliile, că am lucrat acum trei ani la un text despre viața lui și nu l-am publicat. Și l-am încheiat la un moment dat pentru că nu puteam să spun lucrurile alea pe net fără să fie demonetizat. Era pur și simplu trebuie tre să citiți despre viața De asta. Nu era la fel, mă. Ce hai? Da. Na, ce să zic. Dali, spre exemplu, mai ales spre sfârșitul vieții, era într-un așa self festim, încât era sub demnitatea lui să plătească direct taxiul și își chema valetul care să dea bani portarului care să ducă să dea bani taxiului. <coughs> Da. <laughs> și asta este doar asta, un aspect. Asta este nivelul de boss. <laughs> și noi ne supărăm, cu da, amărâtul ăsta de Doria că stătea și el în hala după ce pipase pase. O... Da. Ce o să Băi, fac? cel mai bun stens, dar Dumnezeu sănătate. Dar lui pe tine, nu știu, eu pe măsură ce îmbătrânesc și învăț lucruri și despre mine și despre așa, nu te întristează puțin că, o, da. că ajungi un punct în care să umbli în chiloți. O... Adică ce... Cine trebuie să te strângă în brațe? Cât de... Ce naiba, mă? Bă, ar trebui să strângem noi. Da. Mai ales acum. La modul cel mai serios. Dar nu da. că hai să-i spălăm imaginea. Îmi pare rău pentru el că... Păi și mie îmi pare rău. Îmi pare rău, îmi pare rău și că l-au prins și îmi pare rău că atunci când umbli așa... Îmi pare când... rău nu că l-au prins, că au făcut ce să-l prindă. Dar ți se pare, nu ți se pare că dacă ești în chiloți în mașina ta galbenă, Ferrari, Lamborghini, Lamborghini, ce o fi fumat și toate astea. e un strigăt de ajutor, e un fel de ce nu a mers în regulă cu tine, să știi, adică nu, Dar am tu zis nu e ceva asta. de criticat, știi, adică Măi, când nu... a venit la mine, când a venit nu. la mine la aproximativ titlul episodului este nu există bărnă. Eu nu știu că nu-l nu cunosc personal. Nu Eu-l cunosc personal. mi îmi place foarte mult de el. Are o etică a o muncii foarte bine stabilită E mega băiat Eu personal de câte ori am avut nevoie de el Ca entitate Cum să zic eu Ca personalitate de internet uh -huh. approach a fost în plan personal Pe băiețeală Bă Doriane. Am și eu nevoie de Dar am nevoie de tine ca personaj Vine băiatul Mm -hmm. n -a avut, n -a, nu s-a pus problema unui refuz Absolut niciodată da. eu Am înțeles, am pe auzit de, de altă mai parte, el e mega băiat Pe de altă da. parte, nu are nicio legătură Cu unele chestii pe care le-a făcut Asupra cărora nici eu, nici tu Și se pare că nici măcar el N-a avut neapărat control Știu și știu și nevoia asta de atenție Pentru că am simțit-o și eu Nu cred că la intensitatea pe care o are el și Nimeni eu... de la noi Nu da. N-a avut atenția la intensitatea cel puțin din spațiul ăla ca personalitate de internet autohtonă. Nimeni de la Nu, noi... nu, nu atenția care i-a fost acordată. Nevoia lui de atenție. Asta e altceva. Mi se pare că este... E... e ca atunci când... Nevoia asta de atenție este o problemă psihologică. Nu este sănătoasă. Și uh, nu e utilă în viața ta. Eu am avut-o. Mi-am depășit-o. Asta este chiar un punct în care uh, nu mai revin. Adică nu am nevoie asta de atenție, știi? Bă, îmi, da, îmi creează în, un pic în domeniul ăsta de... de activitate, etapa asta e una inerentă. Nu știu și s-ar putea să știi că uite, eu sunt într un punct în care mi-e frică că nu mai am nevoie asta și, și mi -e, pierde drive-ul. Mi-e bine, nu e drive, dar acum nu mă gândesc ce să spun șocant sau cum să fac oamenii să se uite la mine sau uh, ce temă. Acum mă gândesc ce vrei tu să-mi spui? Și vreau să vorbesc cu tine. Și asta nu mai e neapărat uh, la fel de entertaining pentru oameni, cred. Dar sunt curios, o să văd. Pentru că eu nu mai sunt același om. Știi? Și uh, <l> <l> dar în, în același timp nici nu vreau. Și dacă pierd audiența, o să găsesc altceva de făcut. Să trăiești în, uh, cu o anxietate asta constantă. Dacă dacă după exact. ce am strâns bani, audiență, nu știu ce, umblu în mașini galbene în chiloți, nu este nimic de criticat, este un strigă de ajutor. Este, este o viață care este... e păcat, e, e păcat, știi? Este o situație de viață la fel de ridicolă uh -huh. ca și imaginea unui bărbat musculos în chiloți și în halat într-un Lamborghini. da și care nu e nu e bucuria acolo, știi? Nu e. Și îmi pare rău, asta e tot. Aș vrea să multă lume din domeniul nostru de activitate, inclusiv eu, am trecut prin chestia asta, că de aia am ajuns aici. Știi? Și uh, nu e, frate, nu e un mod de a trăi. Nu, no, nu. No. I love the guy. <laughs> da. Da, doamne ferește, adică doar pentru că mie, că eu văd un defect pe care l-am avut și eu, nu înseamnă că nu-mi place de el, nu înseamnă că vreau să-l anulez, nu înseamnă că îi scuz faptele, nu, doar că eu personal înțeleg această mică parte din viața lui și mi-aș dori să-i fie mai bine, pentru că știu că există și o cale către mai bine. Dar nu înseamnă că îi dau eu sfaturi, nu înseamnă că... Nu înseamnă nimic, înseamnă doar așa, că uite, asta e ce văd eu, știi? Exact. Și poate nu e nici măcar asta, că nu înseamnă că știu eu ce e în sufletul lui. Habar n-am. Asta vezi tu asta văd conform eu. datelor pe care da. le ai tu momentul ăsta. Ce știu adică, eu, nu? asta văd eu. Da. Nimeni nu vinde nicio teză. Mă enervează oamenii care îți vând teze, mă enervează oamenii care îți vând în fericirii universale. Da. Mă, tezismul ăsta așa... Bă. Lucrurile sunt în acest fel. Uitați felul în care sunt lucrurile. Cine vi-l spune, eu vi-l zic. Ok, bine. Mă rog. Uh, dar apropo de profitul obținut de pe urma mizeriei personale, individuale a oamenilor, care poziționarea ta și legată de treaba asta cu jocurile de noroc, cu pariurile, cu... Că ce? Nou a fost... E și astea um... sunt legale, dar în mod controlat. Dar nu-mi nu dau seama ce controversă a fost cu astea, că eu nu mă uit la știri de multe luni. Nu a fost nicio controversă. Cumva au, au început să fie pielate la nivel social, mai ales de către cultura internetului, uh, jocurile de noroc, În mare parte din cauza agresivității cu care se promovează, da. Pentru că legislația e de așa natură încât le permite să fie peste tot, oriunde, să comunice extrem de agresiv, vizual, păi auditiv. Bine, da. Păi și astea sunt ca drogurile, tot. nu? Îți creează un sistem de dependență. Pe Asociația psihoterapeuților, Asociația Mondială a Psihoterapeuților în 2022, cred că a declarat uh, gambling, problem, ca să zic așa, ca fiind adicție, da? Păi da, e. Și. Uh... Și e la fel de serioasă ca orice altă adicție. Și cred că ar trebui tratată ca atare, nu știu. Uite, de exemplu, eu ai citit Jucătorul? E un roman de Dostoevski, foarte mic. Ah, da, dar nu face parte din note din subsol, nu din colecția aia sau vorbesc nu, cu Nu, nu, doar a, romanul a, știu, Jucătorul, știi? E piesa dramaturgică, Jucătorul, dar o știu. Și... El a fost dependent de jocuri de noroc. și. La care se duce Monte Carlo, pe are totul pe cu care da. pleacă la Paris doar pentru că câștigați la ruletă. E vorba despre la ruletă. ruletă da. Da. Știu cum sunt, știu. Am citit, da. Uh, nu fac referință la scriitorul ăsta pentru că e foarte cunoscut, ca să mă dau eu cultic. Am, e doar singura carte despre dependența de jocuri de noroc pe care am citit-o. Uh, da. nu știu, din ce am înțeles eu... E foarte distrugător să vrei să-ți dai și casa și e clar că nu te poți opri. Cred că ar trebui să nu fie lângă unde stau eu pe uh, calea moșilor. Uh, sunt foarte multe uh, de -aste de jocuri de noroc și nu, nu mi se pare ok de să stau fie... aproape de Ștefan cel Mare, da. am stat și am numărat, pe o rază de 500 de metri în jurul casei mele uh -huh. sunt 12. Da, e foarte mult, frate, 12. da. Ar trebui pe 500 să... de metri. La fel, lasele legale, punele la marginea orașului, uh, punele, știi, să fie o parcare mare, să te duci acolo, ca la mol. Nu știu, știi? Mol de păcănele, vrei? Să nu cobori din Ai bloc. Ai băgat la aparate vreodată? Uh, nu, am fost în facultate, aveam un prieten care acum este în PSD și a și... <laughs> <laughs> e de vârsta mea și e în PSD. și... <laughs> 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 N-am mai vorbit Burică cu el. place foarte mult. Nu că nu e din convingere, cred că vrea să intre și el pe păi, să fure. Nu cred că e din convingere sau dar n-am mai vorbit cu omul ăsta de ani de zile. Îl văd pe Facebook, cum, cum zice de PSD. Deci tu acum vorbești despre un um, fost cunoscut al tău. Da. Cel mai bun prieten al meu că, din facultate. Cel mai bun prieten al tău din facultate, da. care a intrat în PSD pentru că își dorește să fure. Deci tu asta ai zis. Presupun, nu știu că nu l-am întrebat. Așa, bine, știi? Așa. dar continuă. Nu, nu cred, e un om e, e un om inteligent. Nu cred că a intrat din convingeri socialiste în PSD. Nimeni nu intră. Sunt foarte mulți tineri de stânga în, la noi în țară, nimeni nu intră în, în PSD. PSD da, asta Nu, nu e, știi? Adică a intrat din alte motive, nu pentru ideologie, evident, știi? Uh, da, în fine, eu stăteam cu tipul ăsta și el a, se ducea la păcănele și m-a dus și pe mine într-o seară și punea acolo, apăsa și vrea să-mi explice mecanismul. Am stat cam o oră. La ce? La computuri sau la pokeras ați băgat? Stăteam la compot. Stăteam în, în militari atunci și ne-am dus în localul ăsta unde erau tot felul de oameni. Adică Mă întrista locul, pur și simplu. Era un om care tot apăsa la nesfârșit și se uita fascinat la ecran. Mă întrista peisajul și din cauza asta nu... nu... Și el, a, băgând la compoturi, a așteptat să intre trei banane și a intrat trei trandafiri. Și de atunci minte. a zis, bă, gata, știu ce o să fac. Mă duc în PSD. El avea... Atunci avea 10 lei pe care vrea să-i cheltuiască și avea un model... Un alungi... prietenul lui cel mai bun. Și avea un mod de a lungi numărul de apăsări ca să țină ăștia 10 lei mai mult. Și pe care a încercat să mi-l explice atunci, dar nu mai, nu mai știu. a trecut prea mult timp. Bun, păi și atunci ce face Zaiafet Horia? Horia, lasă, <coughs> Zaiafet personajul, ce, ce face Horia acum? Adică tu ți-ai făcut o proiecție conform State of Mind-ului prin care treci tu acum. Tu ai atins un punct foarte important al discuției care trece un picus pe covor și e o problemă care a fost foarte multă vreme trivializată, și acum mi se pare că. Care? Asta cu ideea de echilibru mental și mental health și state of mind și cum ar trebui da. să te raportezi tu psihologic și emoțional la propria ta persoană, mai ales când activitatea ta presupune și display public frecvent. Da, nu știu, care cumva îți cam denaturează maniera de a interacționa cu oamenii. Mie nu. Dar eu nu sunt așa de celebru. Există și niveluri de celebritate. Dorian Popa e cu totul alt nivel decât sunt eu. Și mie nu mi-afectează așa de mult viața. Mă cunoaște lumea, dar nu, nu e nimeni maniac după mine, știi? Și nu sunt vreo personalitate. Și din cauza asta, cred că. Ai și liniște aferent. Am destul de liniște, da. Mulțumesc lui Dumnezeu, știu exact ce zici. Și eu... Uh, nici nu știu să dau sfaturi despre sănătatea mentală. Pot să spun că... Nu, dar nu trebuie să dai sfaturi. Povestește... E ușor să spui că, da, mergeți la terapie, dar uite că în cazul meu am purtat niște saci pe spate, ani de zile, și nici măcar nu știam. Nu ești... Uh, e mult... Uh, E mult zgomot, în, eram foarte mult zgomot în viața mea, și uh, nu eram conștient de el, pentru că era întotdeauna acolo. Și credeam că e zgomotul firesc de fundal al vieții. Dar un lucru îl rezolv odată, așa s-a întâmplat cu mine, o chestie să o constat și să nu mai fiu așa, într-un mic aspect, și începe să încetinească. Și pe urmă, acum, în punctul ăsta, nu simt că nu mă pot opri. Aș vrea. Să stau aici la modul ideal și să fiu complet prezent cu tine, fără să anticipez, fără să-mi fac speranțe, fără să uh, îmi pun ideile mele în capul tău, fără să vreau să rezolv ceva, fără să, să fiu prezent în viața mea, să fiu cu adevărat atent la tine. Nu sunt acolo, dar sunt mult mai aproape de punctul ăla decât uh, acum trei ani, când nu eram bine și uh, nu e vorba numai de calitatea discuției și interacțiunii, interacțiunii umane, pe care poate o să reușesc odată să o am bine de tot, știi? E vorba și de viața mea. În loc să stau obsedat de, nu știu, să fiu aici, să văd ce e aici, în loc să-mi fac idei despre ce e aici, în loc să vin aici cu un calcul, în loc să vorbesc cu tine conform unui plan sau pentru o audiență sau să fiu efectiv aici, e important pentru mine măcar să încerc din când în când, știi? Ok, deci tu în momentul ăsta legat de ce o să faci de acum colo n-ai nicio proiecție, nicio, proiecție, nicio așteptare. Ți e mai sănătos așa. Nu, nu știu, în punctul ăsta, nu știu, dar în punctul ăsta în care mă aflu acum, îmi merge bine cu canalul, am parte de niște oameni foarte pregătiți, și care sunt dedicați muncii și cu care lucrez foarte ușor și în punctul ăsta nu mă mai gândesc la asta așa de mult vreau să-mi rezolv celelalte lucruri dacă după ce primi pe Denis vreo lună jumate două să <laughs> mă frece și la icre -se, se confortul pe nas mamă știi mm. cum te face Denis da, și vine da. și, dar și bubuie canalul mm -hmm. deci, ca să-l citesc da, pe da. Denis deci trimi pe Denis dacă aveți nevoie de stăpân da. Voi lua ca angajat. El pe foaie, da. stai că mai, El pe foaie da. scrie, a angajat. Da, da. Nu, no, nu. No, e o capcană. <laughs> cap e o capcană. E o no, Nu, no. nu. Este exact Django Unchained. Da, da, da. Este lipă pe Django. Suck my dick, master. Deci exact așa e. Frumos, frumos. Îmi place un om deci cu așa. Da, mi-mi place de Denis. Adică motivul pentru care nu l-am dat afară este, că mi-e foarte frică de el, nu că <laughs> Știi și unde stau, știu unde da. lucrez, știu unde sol, mănânc. La sol, la sol. Bă, tu ai comportamentul și ăsta e... habitual în sensul în care Băi, sunt anumite locuri în care mergi. Da, clar. Eu am observat că nu că mă apuc anxietatea, dar am niște furnicături pe spate așa, nu-mi e frică. Mie -mi place uh -huh. îmi place să mănânc. Da. Respect, îmi place să mănânc. mi îmi place să mănânc. Uh, îmi place să mănânc. Și. Ce-ți place să mănânci? Tot. 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 În principiu, tot. No. Nu știu dacă chestii sau vreun fel de mâncare Să nu fie foarte iute, așa. M mănânci uh, din astea asiatice, nu chinezească espliz. sau. Da, 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 da. Mm -hmm. vietnamez, corean. Baci de alea? health, da. Cum uh, ai mâncat uh, șerpișori? Da. A, deci chiar mănânci orice. Am mâncat șarpe a fumat făcut de lipoveni. Oh, te yes, tare. Da, mă, cum să nu? Nu, am mâncat uh -huh. am mâncat gândaci. Ai mâncat gândaci? Ce gândaci ai mâncat? Am mâncat niște gândaci care erau foarte crunchy, măricei, așa am luat de la flea market din Viena, care e foarte tare. sau ce dracu erau? Bă, nu știu ce erau, își prins fucking Și fainces. cum? cum? Fainces. Erau cu sos sau ce dracu făcut? Nu, erau foarte crunchy. Ah, okay, Erau okay. așa ca niște, nu știu, să zic, loto gândac. Loto ah, de Colorado, deci, ah, ah, Cum e loto cu brânză? Da. Loto inele de ceapă sau ce, mă da. rog, ce zic, inele. Dar la era loto gândac. Okay. Deci exact așa avea textura, super bun. Uh -huh. Mi-a plăcut foarte mult. Bine. Am mâncat tot felul de nu a venit și teo uniță să povestic acolo lângă sebeș, pe unde naibă e e restaurantul la unde, a? la media, se medias media și pe acolo. Uh, e restaurantul Mănânci Crocodil? Există? Vrei să ne suim o mașină să mergem la media și să mâncăm crocodil într-un weekend? Da. I'm fucking driving. Te scoci cu mașina aia frumoasă. Ai mașină frumoasă? Da, știi mașina frumoasă. Ce mașină? Las numai. Las că povestim după aia. Ce mașină am? Am mașină de plimbat. Am a, o mașină. Hai mă acum că Un Mustang clasic. Ai un Mustang clasic? Da, da, da. da. Excelent. Nu prea mai cu el, ies doar noaptea, dar e... De ce ești doar no... Ești în chiloți noaptea cu el? Da, ies în chiloți noaptea. Auzi, știi ce cred? Cred că ar trebui să mergem în halat și chiloți și să mâncăm crocodil. Un <laughs> <laughs> <În> Mustang Un <laughs> Mustang clasic, da. Cred că asta e următoarea etapă a vieții mele. Ți-am zis că m-a oprit <laughs> Poliția cu vreo două serii eram în mașină. Oh, 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 să trăiți! Vă să răp... Pot că cu Nelly Ken, să trăiți, domn Gojia, merge, merge, da. Punem drag testul! Zic, oh. mamă, v-ați învățat acum cu oameni de pe internet. Zic, puneți, mă, mânca da. da. sufletul vostru. Ai, dracu, imediat ce te da, 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 da pe net, da, da, sunt să da, Pune, pune, -mi, pune, -mi, pune -mi <laughs> sufletul vostru. puneți și testul antisuc. Suc, oh, Suc cinci testul, cinci. dacă vreți. Acum da. azi nu mai merge, mă prinde pozitiv la cola. La pop cola. La pop -cola. <laughs> <laughs> ai greșit. Aoleu, ai pierdut Am zis sponsorul. Cola, nu, nu l-am hmm? pierdut. Nu. No. E Pop Cola. Cola. Bă Răzvan, vezi că m-a întrebat m-a întrebat hore aici Zaya, fie, bă, bai, contact de la Pop Cola, Adică și mie plac banii, nu știu. vă, vă plac banii? <laughs> aș vrea și eu niște sponsorizare de la Pop Cola. <laughs> Băi, motivul pentru care Pop Cola este în podcastul Aproximativ Discuții după atâta vreme și nu al sponsorilor. Că unul a fost de la început și n-a avut nicio pretenție, și al doilea motiv e că motivul pentru care Popcola e în aproximativ discuții, e același motiv pentru care Denis în continuare rămâne la aproximativ discuții. Cumva, banii de la Pop Popcola. Uh -huh. Deci e, eu sunt acum. Știi într-o reacție chimică cum există reactivii și catalizatorii A, deci, care doar întrețin uh, reacția Deci banii chimică. au venit către tine. Deci este, eu sunt catalizator, deci pop, cola, fiată, ciclu banilor din sponsorizare. Da. Eu fac acum, închipuieți banii ca un zefir de aercat. Deci bani, eu îmi vin așa, adică da. îi văd. Dar nu pot să nu îi Nu te victimiza. Îi văd, nu-i ating Din banii să duc Baboia și Denis Urât Aia, Gata. urât Asta urât. a fost Vezi, vezi Ce? Te-ai victimizat Nu m-am victimizat, boss Din potrivă sunt bucuros mm. Că pot să stau cu Denis Și cu Baboia Să facem aproximativ discuții Și cu Pop Cola Și cu Horia Zaefet Și cu toți ăia 130-140 de invitați Care au fost până acum Ok, ok deci nu mă victimizez absolut deloc, sunt ultra recunoscător și am zis tot timpul, îmi place de mor să fac podcasturi. Da, se vede. Ești ca un fel de Joe Rogan. Vă yeah. oameni, variații. Nu-ți place de el? Nu știu. Îmi place Joe Rogan, da? Cum da. să Uh, nu m-am mai uitat de foarte mulți ani la el, dar era simpatic. Uh, am văzut uh, episodul ăla cu tipul cu pălăria din uh, Ciupercă, luată din Transilvania, îl mai știi pe la? Da, da, da. Da, da ăla mi-a plăcut mult de tot. A fost Jimicar recent și. Uh, a început Jimicar să aibă. O, e artistul de stand-up. Îl știu, îl știu. A început el să explice cu umorul, cu misiunea, cu asta și eram așa zic, mama, mâncați aș pulă Care e momentul în care, când excelezi într-un anumit domeniu, uh -huh. datorită unui cumul de factori, fiind într-un domeniu care presupune și o, o mare doză de noroc, știi, da, da, de șansă, de la un punct încolo să te transformi în autoritate în chestia aia, cum ar trebui făcut. Să păi are să... o autoritate, nu poți să zici că nu... Adică nu e numai noroc, e și skill, ce naibă. Sigur, toată lumea are și noi, și el, și așa, toți am avut noroc la un public. Trebuie, până la urmă, skill tău poate fi bun, dar poate nu, se, nu are un ecou într-un public suficient de mare. Cred că altceva m-a deranjat. Dar el clar știe ce face. Știe, știe foarte bine ce face și are control, dar cred că m-a deranjat că subtextul era... Mă sacrific pe altarul artei pentru buna dispoziție da a oamenilor și e, asta smiles to everyone's faces is the main reason I'm doing Ei, it. E foarte frumos. Dacă el crede că are o misiune nobilă în spatele um, muncii lui, cu atât mai bine pentru el. Da, mai ales cu glumele alea, your mom jokes. Foarte bine. Da. You know who's asking about uh, my dick? Also your mom. ăsta <laughs> <laughs> e Jimmy Carr. <laughs> Da. you know who's asking about... Uh... Nu-mi place în mod deosebit asta. Da, nici mie nu-mi place. No. You know who's asking if it was good last night? Your mom. Uh, îmi place Neil Brennan. E Îl... El... Neil Brennan. Da. Eu sunt pe zona aia, mult mai nihilistă. Vine Dax Stanhope acum în București, de-abia aștept să-l văd. Chiar mm. săptămâna viitoare. Când podcastul ăsta o să intre, Dax Stanhope a fost deja. A fost deja Dax Doug... Când post? Când intră? Post... <laughs> Uh, Într-o săptămână și un picuț. Ah, deci nu, nu-l 10 zile, cam așa, da, fix în intervalul ăsta. Dar până atunci rezolvăm să mergem la Miami Beach 2, poftim, să ne râdem. Nu mai aș duce. Adică m-aș duce? Uh, tăiați, tăiați. Nu, 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 lăsați aici, aici. Am povestit mai devreme când mergem. A, am povestit de Miami Beach 2? Nu mi-ai zis că mă duci la altceva mai mișto. La Miami Beach 2 unde este personaj negativ de Treho? Ah, da, trebuie să merg la asta, da. Scuze. Sunt într un moment foarte echilibrat al vieții mele în care am proprietatea ideilor și sunt Ei. atent la lucrurile care îmi spun și nu mă contrazic. Doamne, nu vreau la Miami Beach 2, e Danny Treho, vreau la Miami Beach 2. Nu mi-am dat seama că vorbeam de de Miami Beach 2, da, da, vreau să văd filmul cu Danny Treho, care zice buzău. Da, nu am văzut Miami Beach 1. Căcat, Îmi pare rău, nu știu dacă sunteți surprins sau s-a supărat Băi, cineva pe mine, că mai. Dar nu e stilul meu. Dar din nu... ultimele filme românești da. pe care l-ai văzut, care ți-a plăcut cel mai mult? Libertate. Libertate ți-a plăcut? Da, de anul ăsta. Nu știu că -am, nu știu câte am văzut. Trebuie să fac am un catalog acum. Da? E un an extraordinar pentru filmul românesc. Fie Paul Nebuescu, care a făcut încă două lozuri, a zis cel mai bine. A zis, Bă, tu îți dai seama că stai primul an din istoria cinemaului românesc când ex când ies în același timp, în toamnă, trei continuări, trei sequeluri. Da. Nu s-a mai întâmplat asta. Încă două lozuri, mai am Beach 2 și Mirciulică, continuarea asta cu Nunta, nu știu cum, scoate și Mircea Brau. Da, mă, știu. Da. Hai Dar să o să iasă și Moromeții trei în curând. Iese? Da, eu am fost la filmări. Da? <laughs> da, e minunat. E cu roboți? Uh, e în spațiu, Moromete în spațiu. Și salcâmul e un salcâm spațial de pe lună, știi? Continuă? Chiar, chiar este. Tu Morometi, nu, tu ai fost la filmuri, eu nu pot să zic nimic. Eu știu scenariul da. de la Moromeții. Ai citit. Uh, <laughs> da, tu știi că vor să facă prequel cu Moromete copil? Nu cred. Cu Serios? e Moromete când era copil, că acum așa e. Uh -huh. a, și cum a, cum a, ajuns să fie Moromete. Da, înainte de funcire. Cum da. a ajuns să fie da. Moromete? Era naiv, dar ceva l-a trezit. Da. <laughs> da. Și Are după eu. aia mai e un spin-off Am înțeles Într-un univers parat sau ceva Moromete Kills Da, da, neapărat Și e Buzău? Unde e Buzău? <laughs> Siliștea Gumești da. Nu Buzău Da, scuze, scuze Altceva Greșeala mea Mult mai încoace Mult mai spre Bărăgan Da, Terminăm da cu prostile. Să încetăm cu copilăriile Bun Păi și atunci tu aveai și proiecte pe TV? Uh, da, uh, cred că mai am. Aștept să văd dacă se reînnoiește sezonul de Breaking Fake News de la TV1. Îți plăcea pe TV? Uh, păi era același lucru pentru mine. Le filmam tot la mine la studio. Îmi plăcea, da. Îmi plăcea că este. Uh, e altfel TV-ul. Noi aveam un segment de 10 minute și. Are alte reguli, trebuie să se încadreze în aceste 10 minute uh, și te lasă să faci ce vrei tu în perioada aia, dar uh, după niște norme pe care le-am stabilit, că vom prezenta aceste lucruri într-o ordine, într-o. Din cauza asta nu ești așa de liber, uh, dar uneori iese mai haios când ai uh, restricții deci de timp. Da. da. Uh, nu, uite, noi vorbim aici, dar poate că dacă aveam doar 15 minute, eram un pic mai pregătiți, aveam niște întrebări. Ai, hei, adică. <laughs> zic și eu, na. Um... Ce-a fost rantul ăsta? Ce? Eu te, și te apreciez. Și eu, frate, nu, nu zic, dar dacă ar fi fost 15 minute podcastul ăsta, Uh, nu am fi avut flow-ul ăsta, dar poate ar fi și ceva mai structurat. Da, deci dar n-aș fi putut spune nici uh, acum că am ajuns la jumătatea podcast te rog să-l mai promovezi pe Psihotrop încă o dată, dacă se da, poate. dar n-am ajuns la jumătate, că trebuie să prind un tren eu. Păi de ce nu mai ai zis, mă? Ce? Că altfel veneam dracului mai pregătit. Asta o să mă... Aha, Asta da. un pic. Ăsta este EP-ul lui Psihotrop, primul EP de grime din România. I-a dat Wiley... I-a dat Wiley shout-out. Știi ce dat înseamnă Wiley asta? I-a Wiley Coyotu? Nu, Wiley, artistul de grime. Shout. Nu știu cine e Wiley. Este ca și cum, cum să-ți explic eu, uh, ca și cum ne-ar da nouă shout Joe Rogan sau ceva. Deci cam ăsta mm -hmm. e. Da, nice. Da, nice. da, 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 bine de tot. Da. Așa, fă și cu spatele să vadă. Oh. Că... Drag Hai că acum e Sigina și... Da? E, Ia, așa. Se, se vede? Și ăsta, da. Și ăsta este mărciul lui Psihotrop. Psihotrop și DJ Kamal Grime, gata. Mihai, dai fripturile la mari, știm noi unde. Da. Dați ar Dumnezeu sănătate, ne întoarcem. Păi, uh, pe, pe bune ai tren de prins? Da. Bun, atunci mai vii dată. lăsați în comentarii dacă vreți unul să se întoarcă. Da, dar nu acum. Oria. O să mai stau puțin, nu? Mai C stai puțin? Că voiam să văd care Re e o... Regia, cât putem să mai stăm? Să întrebăm o regie. O oră? Uh -huh. Ai, ok. Suntem Mm, nu, dar vreau să-mi povestești bârfe, așa că o jumătate de oră. Dar avem și secțiunea de uh, invitat versus patronatul Gojiresc. Deci, da. oamenii care mă susțin pe Patreon, am făcut pentru ei următoarea chestie. Înainte să filmezi anunți cine vine și poate să pună întrebări directe invitatului și se numește, în cazul tău, Zaya Fet versus vs. patronatul Gojiresc. Cinstit. Și o chestie care este exclusivă pentru oamenii care susțin aproximativ discuții pe Patreon. Nu știu de ce te Oameni care susțin aproximativ discuții pe Patreon și mersi mult. Păi, uh, hai să o facem. Căci uh, merge înainte. Dar, pentru că unele întrebări sunt foarte bune, uh, asta vrei, vrei, ar fi tare să o, o înglobăm în episod. Deci, dacă de acum încolo vreți să puneți întrebări directe invitațiilor, asta înseamnă că o să și aflați de dinainte cine o să apară la aproximativ discuții, Follow pe Patreon. Cât e? e 3 dolari jumate acum abonamentul? Nici. Nic Inflația puțină, asta. Inflația fapt, asta a -a a, pe Patreon l-a lovit pe gojiresc. Nu m-a lovit, boss, nu știu cât e. Nu, whatever. Așa. Și puteți să puneți întrebări directe invitaților. Denis aruncă telefonul sau ceva. Dăm și mie telefonul, te rog eu mult, ca să ne uităm să vedem. Oriazaia versus patronatul gojiresc. Dar, dacă nu te mai hmm. uiți la știri, la ce te uiți? Păi, citesc Oameni. poezie, ascult multă muzică. Um, și stau pe balcon. În ascult multă muzică intră și sigareți after sex. Mm -mm. Ce bine. Nu, altfel de muzică. Dar aia e bună pentru știi tu. Pentru ce? Pentru Pentru sex. sex. Pentru sex. E țigara, mă. Nu mă. Ok, bine, e bună <laughs> e și Dar sigare, <laughs> Da, 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 da. Asta After bă, e. sex, e after lunch, da, after da, da. brunch... Uhum. Dar țigare. despre da, da. fumat e vorba acolo. Despre despre... E toate, toate melodiile lor sunt despre fumată. E proastă trupă. Așa. Da, oribil. Asta, așa mi se pare Nu știu. Asta am alte fripturi în cap. Dar. Când nu. Era în state of mind ăsta de nu te uita la știri. Și veneau foarte multe știri. Și venea foarte multă informație către tine. O să revină. Eu cred că. Eu cred că sunt în ultima am început să mă simt suficient de comod cu mine să vreau să mai adaug lucruri în viață. Presupun că ți-ai perfectat mecanismul ăsta al discernământului încât să poți să-ți dai seama ce e fake news, ce e adevărat, cum să faci due diligence, ca să zic așa, poți cum să Uneori, da, nu tot fact timpul. checking, adică... Da. De unele îți dai seama foarte Bă, ușor. Tu nu ți-o luai în bișbă cu brânza regelui. Mm -mm. Adică nu e. Nu, de unele îți dai seama foarte ușor. Pe unele... Mi-ar fi plăcut brânza reginei, dacă care regii. Asta e singura glumă, îmi cer scuze. Așa. <laughs> mi-a plăcut aia cu brânza regelui. Uh -huh. Mi-a plăcut băiatul ăla. Cum, cum îl cheamă? Pit? Pit? Shout. Nickname Pit. Pit. Ok, shout. Am râs. Da. Bun. <laughs> Bine. Bun. Da. That was cool. Brânza regelui. să <laughs> Și s-a dus într-o zonă de-asta safe în care mi-a plăcut cum a ales produsul da. în sine și cum la da. brânza regelui. Corect. Nu e. Da. ca cămătarilor o să facem. Da. Așa. Uh, cum uh, cum stăteai să cerni? Să e o pe care o am. Cum stăteai să, să cerni toată informația care vine spre tine? Păi mă bazez foarte mult pe sursa informației și sunt câteva instituții de presă destul de solide pe care îmi pun preț, știi? De pildă, am abonament la The Atlantic. Cool. Uh, îmi place foarte mult. Uh, îmi plac mai mulți oameni care scriu acolo. Uh, în special, femeia aia care trăiește în Polonia. Am uitat cum o cheamă acum. Uh, <laughs> în fine. Da, așa. The Atlantic, foarte bine pe critică de film. Foarte bine cine scrie uh -huh. acolo. E băiatul ăla mustăcios cu foarte bune băiatul ăla. Am uitat, și eu am uitat cum îl cheamă, dar cele mai, printre cele mai legit. Da, și sunt de film. niște articole, oamenii care scriu acolo, unii sunt istorici și sunt foarte respectați, alții sunt jurnaliști și în bibliotecă am cărțile lor și de-aia mi-am și făcut abonamentul, că tot citeam și aflam că lucrează și pentru The Atlantic sau au publicat și în... Și atunci mi-am făcut abonament și nu, nu regret, e mișto. Îmi place foarte mult uh, metahna asta a unei uh, piețe literare sănătoase în care autorii de succes sunt și publiciști în publicații da. de succes. Adică da. și Capote era eseist, da. Hunter S. Thompson tot la fel, el jurnalist era care și scria. No, a scris și la Playboy parcă asta mult timp. Da, cum să nu. No. Uh, cine a mai fost? Uh, Chuck Palahniuk? i-am da. citit. Chuck Palahniuk la New York Times a băgat, mamă, pe toate mm -hmm. părțile. Și, uh... -o, cum îl cheamă ăla? Kurt Vonnegut. Băi, uh, foarte recent a apărut în discuție mic dejunul campionilor. Da? Unde? În discuția cui? Uh, nu mai știu unde, naiba... Erai tu la un regizor, se făcea un private nu. screening pentru tine cu noul film românesc și ai intrat Nu, Nu, nu. dar nu sunt private screening-uri, mă. Sunt vizionările de presă, la care A. mai primești și eu din când în când invitații. A, eu cred că te-ai dus o, acasă o, o. la Cristi Puiu e, și ți-a pus la filmul. La Maticiu m-am dus, că m-a chemat el, m-a sunat. Bă, vino da. să vezi tu filmul. că Credeam că cream că nivelul ăla de te-ai dus și... A, nu, doamne ferește. M-a chemat Cristi Puiu la el acasă. Eu așa mi imaginam, nu știu ce în ce cercuri te învârți tu, dar cream că te-a cremat Cristi Puiu acasă să-ți da, Da, zi... m-a chemat Sub Zero la el să-mi arate următor Mortal Kombat. Da. da. Fus la Sub Zero aseară la băieți, la Scorpio, la Cabal, la Grecia. Da. La Sonia? Ca să... Mă rog. Uh, și a apărut asta cu Curvonegut. Tu ai citit Curvonegut? Da. Știi că el are personajul la fictiv, fictiv Kilgore Trout. Da. Care de fapt e tot el. Da. Asta e. Da și și mi-am dat seama că acum că mi s-a așezat, știu că toată lumea ține minte abator numărul 5. Da. Care are și o ecranizare ca și ștreampă, E un de roman 10. despre cum a fost bombardat orașul Dresda. Dresda, În caz că nu a citit toată lumea. Care e science fiction. Da, e science fiction. Da, e altfel de science fiction. El e veteran de război. Curvonegut că da, 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 da. Are și personajul Kilgore Trout, care tot așa. Sare în timp. Da. Și toată lumea știa batorul numărul 5, bă, da, acum, apropo de ce spuneai tu, că îmbătrânesc sau înaintezi în vârstă, bă, mic dejunul campionilor mi se pare, cred că, cea mai bună carte a lui de fapt. Mie îmi place proza scurtă. De la el? Mm -hmm. Da, Da, dar e mai esistic așa un pic. Da. Bă, oricum e mare scriitor ăsta. Da, e foarte bun și se vede că fiecare frază e exact ce trebuie acolo. A lucrat mult la text, nu e prima... Oh tu beletristică citești pe lângă cărțile astea care te interesează cu subiecte specifice. Da, da. În ultima vreme <coughs> încerc să abordez diferit lucrurile. Nu mă mai gândesc uh, când citesc la utilitate, la... Mă gândeam înainte dacă am nevoie să știu lucrurile astea, dacă sunt importante, dacă sunt... Acum... Aici greșeai. Da. Am în... avut discuția asta. Eu efectiv citesc, nu că am nevoie de escapism sau nu știu ce Bă, dar citesc de dragul, dar dacă o poveste e bună și mă absoarbe... Da, în loc să mă forțez să mă duc în, într-o direcție, vreau să alunec așa încet și să văd ce se întâmplă cu mine. Și asta fac de vreo 2 ani. Știi? Cea mai bună carte citită în ultima vreme? Conform podului intelectual, moral, Horia păi, Saia Fet. Cea mai bună carte, clar, este Adrian Dini și toate zborurile au fost anulate. Pe care am citit-o de... 14 ori în ultimul an, nu știu, e, e și foarte mică, e o carte de poezii ah, că, okay. și îmi place foarte mult cum scrie Adrian Diniș, foarte mult. Toate poeziile lui sunt minunate. Cred că e acel moment al vieții noastre în care ar trebui să recitim, eu să recitesc, de fapt să citesc integral și să recitesc unele poezii de la Nora Iuga Lebăda cu două intrări. Dar Nora Iuga, Nora nu că am ceva cu Nora Iuga, Doamne ferește, dar... E altă generație, altă vârstă. Adrian Diniș e generația noastră. Uite, să vrei să-ți citesc Am una? Am înțeles. Da, citește. S-a ajuns și la momentul de cenaclu literal, aproxima, aproximativ cenaclu literar. Bine, să vedem înțeles. ce poezii sunt publice pe aici. Că... Vresc un recită, -a. Este și hmm. Să vedeți cum recită Horia. O să-ți citești și eu din... Hmm. Uh într-o poezie, dar mea, niște versuri dar preferate. Trei poeme de Adrian Dini și hai să găsim una. Așa. Săracul a murit. E Am născut. deschis browserul și era meniu de la restaurant, meniu electronic. <laughs> ce restaurant? Care? Cu ce? Da, ok. Și aia arpa aș putea. O să și, cite și eu după aia, dacă se poate. Citate pedia? Nu știu ce... Așa, ăsta e momentul în care lumea se uită la poezii, știi că nu o să scot asta și noi căutăm poezii să ni le citim unul altul. Asta e, this is love, man. Da? Da, asta este. Uh... Da, ar trebui să mi le pun undeva sau că, da, hai să uite ce citim asta. <coughs> e un pic cam siropoasă, da, în fine. Vată de zahăr pentru vampir, se numește. Așa. Oamenii nu mă atrag mai mult decât o bagnotă de 50 de lei pierdută pe stradă. O ridic din mizerie, o împăturesc și o îndes atent la buzunarul de la piept unde o port o vreme până când găsesc ce trebuie și atunci o dau mai departe. Probabil doar atunci când ești pierdut de cineva neatent, când ești și tu o bagnotă rătăcită pe stradă, e singura dată când ești liber cu adevărat și aștepți să se întâmple ceva. Departe de degetele care ne numără și de casă de marcat care ne pun în ordine viața, cineva te acoperă cu pantoful și îți calcă inima ca să nu te ia vântul și se uită în stânga dreapta să vadă dacă mai e cineva prin prejur, să poată să se aplece spre tine, lacom ca golum și apoi să se facă invizibil, ca o macara te ridică într-o inimă în construcție cu gândul că în parc e vată de zahăr. În copilărie visa la copaci din vată de zahăr. Pe lângă cei care își făceau veacul, o sută de porumbei diabetici, atâta vată de zahăr din care femeia iubită să muște, ca din gâtul lui un vampir și în vată de zahăr vampirul ăsta să-i dea nemurirea. Oamenii cu care ieșai doar ca să vezi despre ce e vorba și aproape întotdeauna nu era vorba despre nimic. Mie ba și podcastul ăsta... Suntem efectiv, mă simt acum uitându-mă la tine, mă simt că, simt că suntem doi porumbei diabetici. Tot căutam. Uh, Ce poezie asta, O, o stai. Poezie absolut senzațională al Ovidiu Nimigean, Nicolina Bluză, așa se numește, și volumul de poezii, Poetie uh -huh. uh, Recomand, ca să zic așa. Da foarte mult mi-a plăcut Nicolina Bruz, dar nu găsesc poezia, nu găsesc versuri, nu găsesc, uite, am dat images, versuri, nu știu, versuri complete. Nu știu ce sunt, uite, versuri complete. Nu găsesc Horia și gata. Nu găsești versuri? Bine, văd că nici de Adrian Dini, sunt 3-4 poezii pe net, nu, nu găsești ceva... O să vedem. cel mai, e unul așa de bun cu uh, Uh, o poezie de a lui cu uh, uit uh, uit uh, apa la fiert, apa de ceai la fiert în bucătărie, apa se evaporă, oamenii fac dragoste. Două stări naturale, dar uneori oamenii sunt în mă rog, e o poezie foarte fără... <laughs> să le spun fără să le știu, e ciudat. Așa că sau e una, știu doar începutul. Nu înțeleg nimic din lumea asta. Explozii stelare Oricât mi-aș dori, cu ce mă încălzește pe mine soarele unei alte galaxii? E mișto, rău, e, știi? Ce ne încălzește pe noi Lamborghiniul lui Dorian Popa? Păi nu ne încălzește. E un soare din păi. altă galaxie. E ceva, e din altă viață, nu știu, eu nu mă văd acolo. Exact. Uh, e așa de uh, separat Dorian Popa de viața mea și de tot ce mă preocupă pe mine, Că nu am niciun sentiment legat de el, în niciun este fel, știi? Atât de separat de viața noastră a tuturor, încât este foarte ușor să-l împulești pentru da. niște chestii pe care. A, bă, un dincolo, nici nu le înțelegi. Nici nu care. știi ce drag se întâmplă cu el, da. Asta este. O să citez acum din memorie, din, versuri, din niște versuri, versurile mele preferate dintr-un cântec românesc. Uh -huh. Se numește Deplasarea obiectelor. Okay. Din apartamentul meu lipsește un bibelou care l-a primit eu astă vară. Când venisei tu era, dar când ai plecat lipsea, nu cumva l-ai luat tu din greșeală? Și la mine pe birou mai există un tablou, cum poți să-i explici tu treaba asta? Nu știu bă cine le-a pus, că sunt obiecte în plus. Cred că este unul de păscar. Frumos. Foarte frumos. Formația este Partizan... <laughs> Este printre cele mai bune piese de punk. Ok. Te vreau, da, obiecte de vreau. Și Bună vine reformația Partizan. Cine e, cine e, da. Băi, recomand din tot sufletul, dacă vedeți Partizan, că este full band, că este doar răzvan cu artan, duceți-vă să vedeți Partizan, în momentul de față, după atâta vreme, este cel mai bun act artistic muzical românesc. Punct. Uh -huh. Și mi-e foarte greu să explic, doar dacă asistați la concert, o să înțelegeți exact. De ce? Pe lângă faptul că este mega maestrie interpretativă, ca să zic așa, este și acea zeflemea pe care numai la genul de muzică poți să... Zeflemea exersată. Da. Știi când ai, ai... Ești relativ nesigur pe tine și uh, oamenii vor să te... Uh, facă să te comporți într-un fel și văd că ai vulnerabilitatea asta și te fac să te simți vinovat ca să te comporți cum vor ei. Every fucking time, man. Uh, și tu porți vinile astea pe care le-ai acumulat în timp și te gândești, uite cum m-au mulat alții, că eu n-am încredere în mine să mă mulez singur și te duci după ele. Am o poezie, e, e de un poet... poet vrea să mi omoare toată, Ce? toată audiența. De ce, mă, crezi că... Nu, nu, nu mai există. Mai rămâne să-l chem pe Sorin să înceapă să cânte. Nu, frate, hai că, că nu mai vorbim de... Uh... Nu mă zi, doamne ferește, îți dai seama. Eu mă bucur foarte tare mm. și tu nu-ți închipui că te intra la casa sufletului episodul ăsta. Da, de ce? Unu, te văd mult mai bine, te văd, da. te văd no. că ești la Dios. Te văd mult mai bine, nu ca atunci când am filmat primul episod, te văd mult mai bine papul uh, ba, cifre, ca să o dăm pe aia direct. Da. Mă bucur mult mai mult că te văd bine și te văd mult mai bine ca anul trecut. Da, am... mult mai bine sunt. Eu am mai catadixit să te sun de vreo două ori, așa și te mai sunat să întreb mai vola, bă, ce faci, cum ești? Mm -hmm. și bine. foarte aluziv așa. Da, nu, sunt bine, frate. Deci, la mă bucur că ești bine. Citește poezii până mâine dimineață, până când pierzi trenul. Citește cât vrei tu poezii. Numai fereastra ta nu se stinge, nu. Singură, sus, lângă cer, orbitoare. Ca un ochi mă fixează când trec, bolnav de vin imaginare. Numai arborii tăi nu-și pierd în iarnă frunzele verzi, pier, pieritoare, când trec cu ninsoarea sub ei, bolnav de vin imaginare. Nici câinele tău schelelăind printre mașini, cel cu patru picioare, nici el nu mă latră când trec, bolnav de vin imaginare. Nici faptul că exist și tu o știi, nici faptul că sunt nu te doare, când invizibil mă agăți de cuvinte, bolnav de vin imaginare. Hai, judecă! Hai, mă Hai, pedepsește-mă cu nepăsarea ta oarecare din ce în ce cum sunt mai bolnav de vin imaginare. Apropo de asta, o să citesc dintr-un poet foarte mare de pe TikTok, nepublicat în care a spus așa, m-am trezit azi dimineață și m-am uitat în oglindă. Și după ce am văzut ce am văzut, am început să vorbesc mai încet. Ieșeam pe stradă și pe la colțuri de bloc îmi ceream scuze. Îmi ceream scuze la oameni. Asta chiar e de pe TikTok? Da. <laughs> Dulcă, DJ-ul lui Gheboasă și al lui Bereche, A avut doar că el a zis cum e el așa mai pe Eu da. îl ador pe Dulcă și asta. M-am trăit să-mi mă, că și pelea ta m-am uitat în oglindă, oh, am coborât vocea așa, așa. am coborât pe afara meșii și îmi ceream scuze pe la oameni, pe la colțuri de bună. Da, E bună, e bună. Dar e foarte bună. Uh -huh. A fost foarte bună. Uite, vezi, da. poate să fie poezie contemporană. completat domnule! Băi, sunt foarte e... interesanți poeții contemporani. Uh, și știu multe povești cu ei, uh, de la Andrei Ruse, care se cunoaște cu toți, că n-ai, e <coughs> uh, E unul, Vasilievici, care îmi place la nebunie. Uh, din păcate și el a murit de tânăr, de curând. Omul mergea pe stradă, avea idei, știi, avea câte o... Oh, o avea ceva, da? Așa. Se culca, îl ruga pe ruse să-i traseze conturul cu cretă și spunea, uite, aici am murit, acum sunt noul eu. Și îți explica cine e el acum. Și mi se de pare bine. o chestie așa de intensă și frumoasă. <gătări> pe care știți sigur e melodramatică ca dracu și e așa, dar aș vrea să La fel, la fel și cu Denis. Vine la serviciu și zice: „Azi eu sunt șef. Tu vrei să de faci mâine poate vei fi tu." Dar tu tu vrei să faci din Denis un fel de uh, personaj în podcast, nu? Un, uh... E de mult stilist, da, E nu, vreau să îl șeimuiesc, să-l fac de râs, dar nu pot. Ui. Hai să trecem la asta cu Zaia Fed versus patronatul Gojiresc. Ia, bagă. Ia da. să vedem, că ți-am mai zis, sunt, uh, sunt oamenii care au pus întrebări. Băi, și-au schimbat, au schimbat ăștia interfața la Patreon și nu mai înțeleg nimic. Este o tâmpenie. Efectiv, este o tâmpenie. Bun. Stanciu Petru. U, uh, excelent. Întreabă așa, te-ai gândit să faci o serie despre autor român mai obscur sau și deși popular cândva ajungi acum într-un cont de umbră? Max Blecker, Ioan Misir, Urmuz. demn uh, on, Dem cu Buzou, Urmuz e... Nu, nu, nu o să mai fac. am vorbit de Urmuz. Ion Fântâneru sau chiar Zaharia Stancu. Ca să dau câteva exemple. Nu. Nu uh, n-ar avea audiență și costurile pentru fiecare episod nu ar putea fi acoperite. Sunt destul de convins că nu nu, nu, nu o să fie așa ceva, din păcate. Mihai, Mihai Pățu, întreabă, salutări, am îndorul azi, să trăiești, Mihai. Ai noroc. Carte fizică sau e-book? Păi carte Eu, fizică, da, da, am răspuns deja la asta. Dacă ar fi o carte sau o serie de cărți de citit as a bucket list, care ar fi? Uh, Mamă, hai să facem asta. Cinci cărți pe care ar trebui să le citești măcar o dată în viață recomandate de Zaya Fett. Go. Ok. Uh, cred că n-ar trebui să citești nimic. Dar dacă vrei să știi ce mi-a plăcut mie foarte mult, Adrian Diniș, toate zborurile au fost anulate, sticletele de Donatart, Tart, femeile lui Lazar, am uitat uh, scriitorul sau scriitoarea, o... Um, tărâmul lămâilor de Helena, Helena Etli despre cum au creat lămâile mafia siciliană. Eu Carte foarte drăguță și uh, Miroasea lămâie, prima uh, coperta ei, au dat-o cu ceva. Îmi place și cum au prezentat-o. Uh, nu știu. Uh, poate Lucian Boia uh, Cartea aia despre mituri și istorie. Cea mai bună carte a lui, nu mai știu. Nu mai știu titlul exact, dar e o carte care îți deschide puțin ochii la uh, unde suntem, în ce, în ce să credem și cum se construiesc narațiunile astea istorice. Și mi-a plăcut și m-a influențat destul de tare. Și alta pe care am citit în facultate de multe ori uh, și care iară m-a influențat este Seuri de Ernesto Sabato. Sunt uh... Ai vorbit de ea și data trecută. Da, mi-a plăcut cartea. Nu, da, sunt multe cărți, dar ele sunt... Uh... Și mic dejunul campionilor de Kurt Vonnegut. Astea nu sunt neapărat, le tratăm așa cu sacralitate sau cu de parcă sunt, știi, unele sunt doar o pierdere de vreme și altele te influențează, dar trebuie să te lovești tu de ele. Să fie că să-ți pese, știi, trebuie să fie un moment potrivit în care te întâlnești cu scriitorul potrivit pentru tine. Se întâmplă destul de rar, când se întâmplă e ceva special, dar e o experiență foarte personală, care nu poate fi reprodusă dacă citești și tu cartea asta, că... Poate nu are același ecou în tine, poate nu sunt uh, cuvintele potrivite. Și atunci, da. La Astea... mine e inevitabil, cu cea mai bună, care bă, prima care îmi vine în minte. Dar uh -huh. aproape tot timpul e fabrica de absolut a lui care îl N-am citit-o pe. Îmi place, mi-a plăcut foarte mult uh, Infernala Comedie de Emil Brumaru. citit o tot așa de multe ori. Acum nu mai sunt așa de legale. Submarinul legal. erotic mi-a plăcut foarte mult. Știu de da. care zici. Da, da, Submarinul acolo e. A, așa. e mișto și el. da. Povestea buernașului da. de țară și a cu <laughs> lindix globiu. Da, știu, știu. De da. da. acolo este, da. da. Extraordinar. Da. Eu nu Neacșu, întreabă așa. Dacă ar avea mașina a timpului și ar putea să verifice factual. <laughs> factual, îmi place factual. Cum Orice eveniment din istorie. Care ar fi top 3 evenimente pentru care ar călători? Damn, bine Neacșu, go! Uh, N-aș călători ca să verific factual ceva, pentru că nu cred că e vreun mare fals în istorie undeva uh, pe care îl credem toți. Nu cred în așa ceva, uh, așa că nu m-aș duce acolo ca să verific ce s-a scris, dar m-aș duce, de exemplu, cu o săptămână înainte să erupă Vesuviu. Uh, să stau acolo și să mănânc uh, la tavernă, să bag niște garum, să. Mă duc la bordel să văd cum e, știi? Să fac activitățile bă, clasice din, bă, din perioada aia și să văd cum fumegă muntele muntel? în spate, să intre pe aia, bă, voi vedeți cum fumegă muntele la acolo? Nu vă faceți niște grișii Nu are mă treabă, moșule, am vorbit noi cu, știi? Da, a dat înghiare de da. găină. Nu este nimic de acolo, stai liniștit. Ar fi distractiv, distractiv, Doamne ferește, că te privești totuși o tragedie imensă, dar ar fi un spectacol, un spectacol fantastic. Unul și mai senzațional, tot cu vulcan, e când a erupt în Santorini, vulcanul ăla. Uh, și este o civilizație uh, care trăia acolo, nu mai știu de, de unde se trag ei, și care a dispărut odată cu eruperea vulcanului, tot așa. Trebuie să fi fost ceva de văzut. Altceva ce-aș vrea să văd, nu, din nou, nu să verific factual că nu, nu am curiozitățile astea, am încredere în documente. Nu cred că e vreun fals așa de mare, știi, și nu e ceva. Uh, M-aș duce să văd uh, când uh, în 69, când ne ducem pe lună. Să fiu eu acolo, să văd cum decolează. Mi se pare un eveniment foarte... Uite, -vă, spun întrebarea apropo de uh, faza asta. Tu ții minte, eu bați minte, bă, ba, uite, cum îl pe al treilea din echipaj, Neil Armstrong, Aldrin, Neil Armstrong și Scott, și... Și Scott bă, vezi cum îl uităm pe al tot timpul bă și așa-l știu al treilea care este în mod oficial omul care a fost uh, cel mai singur om din istorie da el a rămas în capsulă capsula aia s-a rotit în jurul lunii și la un moment dat a pierdut toate comunicațiile cu pământul când uh, era luna între el și pământ era în partea întunecată a lunii și era cel mai departe om de tot restul omenirii din toată istoria. Mi se pare, mi se pare foarte poetic când te gândești la călătorile astea spațiale că se întâmplă aceste, aceste lucruri. Știi, ai fost cel mai singur om sau... Michael da. Collins. Michael Collins, ok, da. Freaking hell, dar chiar a fost cel mai singur. Mm -hmm. uh... Cel mai singur fizic că poți să sunt sigur că au fost oameni care au simțit o singurătate acută în mulțime, în București, mult mai mare decât cel mai singur om. E inclusiv da, în e... timpul podcastului ăsta când altcineva citea versuri, da? Oh, doamne! E, nu mai detalii. Nu mai. Nu are rost să mai vorbi. Te ador, Horia. Radu Beschina. Beschia. Beschia. Ma. scuze. Radu Beschia. Ultima întrebare din partea patronatului Gojiresc. Cât de mult te lași influențat de toată informația pe care o prezinți urmăritorilor tăi în viața de zi cu zi? Foarte mult, pentru că meseria mea este să înțeleg niște lucruri și să le explic altora. Și atunci, pe măsură ce le înțeleg, și eu mă schimb odată cu materialul. Și toate materialele scrise de mine și o parte din materialele scrise de ceilalți pentru canal m-au schimbat și m-au dus în direcții în viață. Și sper că o parte din ele. Poate v-au adus și vouă același beneficiu. O, da. Băi, adică, nu știu, noi la Hippie, eu cel puțin sunt fan zaia Mulțumesc. Tu la un moment dat ai făcut, început să-i să faci tipul de content pe care l-ai făcut la începutul canalului. Uh -huh. Băi, mi se părea interesant. A, că era cu mai multe glume sau? Nu, 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 nu. nu. să-i tu să faci despre infractori celebri, tot felul de Ah da, da, da. Și da. chiar să discut despre tine, că am în cap să fac o chestie pe true crime românesc în contextul uh -huh. în care am acces la niște la documentație despre comportament de criminal serializat, criminal în serie. Dar vezi că s-a publicat, acum e un fost șef de poliție da care mă, știu, știu cartea cu, cu toți Cu... Ai vorbit? Da, mă. Ah, okay. Adică m -am... Nu mi-ai spus asta, spuneam ce da, eu. Nu. eu, am văzut-o da, un... un... pe librărie și mi-am cumpărat-o. Dar ai apucat să... Nu, m-am uitat pe ea. Mi-am cumpărat că, iar e un subiect care ar face multă audiență. Eu, personal, nu sunt foarte preocupat de oameni care au făcut multe crime. Nu mi se pare că are un impact asupra vieții mele. Asta să zic. Nu cred că mă face să înțeleg lumea într-un fel. E mai mult o curiozitate morbidă pe care am avut-o și eu și uh, care face audiență. Dar nu nu e Faptul ceva. că există și aspecte tenebroase ale vieții. Da. Uh... Trebuie punctat și ăsta, adică. E punctat nou, tot timpul. Apropo, peste da, e punctat tot. tot timpul. Nu e nimic subiectul, negrijat. Da, dar subiectul nu e atât de tabu cât maniera în care îl abordezi. Adică, că la asta mă gândeam, dacă să încep să fac o serie de materiale pe True Crime la noi, dar abordarea sub nicio formă să fie înspre glorificarea comportamentului de criminal în serie, mă teachă păcatul. Să știi că nu cred că e greșit să glorifici criminalul în serie, în vreun fel. Că nu cred că aduce vreun fel de... Uh, dacă o faci doar pentru entertainment, și oricum nu e ca și cum oamenii ăștia care ucid vor fi iertați de lege sau... Uh, nu cred că are vreun impact social de niciun fel că cred că poți să faci, tocmai cred că stai și farme cu criminali în serie, poți să faci cam ce vrei tu din ei, poți să faci mișto de ei, poți să-i prezinți ca o personaje foarte tragice, poți să o faci super dramatic, poți să, poți să faci cam ce vrei tu din ei și e ok. Și atunci e un material pentru, dacă vrei să faci emisiuni, foarte flexibil. Ok, cool. Când De fapt, în esență, nu contează. Dacă iei o poziție față de LGBTQ, contează dacă iei o poziție de orice fel față de criminali în serie, cu ei pasă, știi? Adică vorbești și tu despre ciomu, nu ciomu, cum îl cheamă pe ăla? Doamne ferește! Nu ciomu, cum îl cheamă pe ăla de ucidea până anii 70, am uitat. Cioac, nu! Cum îl cheamă, frate, zi? Zici de Rămaru? Rămaru, așa, da. Vorbești și tu despre Rămaru. La ciomu, cioacă până da, la... Nu da, nu știu... okay. da. Apropo de asociere paronimică. Da. Bravo, Radu Beschia zice, de ce popor te simți cel mai apropiat cultural, except în România? De toate cele din jurul nostru. Uh, bulgarii mi se par uh, foarte apropiați de noi și. Folclorul mult mai tare ca al nostru. Da, nu, asta, asta nu am de unde să știu. Uh, sârbii mi-au plăcut, sunt. Uh, am fost. Carna tocată mult mai bună decât a noastră. Am fost în Serbia cu câțiva ani și era un om uh, stăteam la busul gol, la terasă, vara în centru. După ce fumase un gen. Nu, dar avea un tatuaj cu Putin <laughs> pe spate, de sus până jos. Așa. Atitudinea asta m-a speriat puțin, dar în afară de asta e o căldură în Serbia. Unde și... ai fost exact? Unde ai zis că ai fost? Uh, sunt varză, nu țin minte. Uh, mă... am vloguri cu când am fost în Serbia, puteți să le, voi, le găsiți pe canalul secundar. Dar asem. poate n-ar fi rău să te mai uiți tu prin vlogurile alea. Nu mai, mai țin minte, frate, un unde, da. unde am fost. Am fost. Bă, da, ai observat ca tipologia umană că sârbii sunt foarte stand-up guys, așa? Da, mi-a plăcut nu mult. Prea... Mi-a plăcut și cum se îmbrăcau. Uh, mi-a plăcut atitudinea. Erau mulți tineri și, nu știu, mi-a plăcut. Spanchii sârbii îmi place foarte da, mult. Da, uh, în Ucraina n-am fost și nici nu știu, pot să-mi fac o părere că din păcate țara aia e... L-ai pierdut nimic. Da. <coughs> ok. Pe cam asta a fost. Horea a 1 versus Patru Antogojiresc. Horea a Fet într-un moment foarte bun al vieții. <laughs> al vieții. Da. Sper, să ai... Sper să nu fie cel mai bun. Da, și eu. Dacă îl mai vezi pe Horia în aproximativ discuții 1, lăsați în comentarii. Mulțumesc tuturor celor care mă susțin pe Patreon. Mulțumim tuturor celor care o să vină pe 30 noiembrie la lansarea Grime AP alu lui Psihotrop. Probabil o să fim acolo. Acum o să trebuia să vii că ai purtat tricou. Da, trebuie să vii. Așa. Plus că foarte tare Psihotrop. Da, trebuie, să, ne uh, Mulțumim cetățenilor care îl urmăresc pe Zafet. Că datorită faptului că l-au urmărit, am ajuns să-l urmăresc și eu ulterior. Că așa funcționează internetul. Aveți grijă de voi!